Împărate cerești, Mântuitor, le duc la adevărului care pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucenice, Părinte, Profesor, binecuvântați! Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Părinte Profesor, iubiți credincioși, este o bucurie pentru parohia noastră în seara aceasta să-L avem ca invitat la această conferință dedicată postului, pe Părintele Profesor Necula. Toți îl cunoaștem, cea mai prezentă personalitate bisericească pe YouTube, cel mai iubit de tineri și, de ce să nu fiu sincer, de multe ori am fost solicitat de credincioși din biserică și de tineri să-l invităm pe Părintele. Acum a putut să răspundă invitației noastre. Despre persoana Părintelui m-a rugat să vorbim mai puțin. Îl lăsăm pe Dumnezeu să știe, că știe mai mult din toate câte a muncit. Îi dorim succes în activitatea misionară pe care o desfășoară. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați venit în număr impresionant în seara aceasta în biserica noastră. Vă rog să-L ascultați, să puneți la inimă cuvântul Părintelui Profesor și să-L invităm ori de câte ori are timp să mai vină și pe la biserică, pe la noi. Vă rog să vă așezați. Îmi cer scuze că stau și eu jos, n-am ce face. Deci că despre Dumnezeu nu se vorbește stând. Uneori și așa. Vă mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta și să știți că mă bucur enorm de mult frumusețea picturii acestei biserici, acestei catedrale de cartier, dacă am putea spune așa. Dar mai mult mă bucură chipul dumneavoastră. Știți că umpleți de lumină, dar ce e de umplut de lumină și vă mulțumesc foarte mult. Am stat foarte mult cu domnul Stănian să ne gândim ce va prinde bine într-o seară de sâmbătă, într-un București obosit, plin de manifestații de simpatie guvernamentale și politice în general, într-o Românie foarte destinsă, mai destinși ca acum n-am fost niciodată, în care școala funcționează, viața cotidiană e fructoasă, biserica nu scârție pe niciun colț, suntem așa într-o... M-am gândit că cel mai bine ar fi să vorbim despre post. Nu doar că suntem în postul Paștelui, ci și pentru că, vizibil, țara are nevoie de noi. Noi nu suntem ostași ai armelor, ai grenadelor, al chipielor, al hărților. Suntem ostași ai postului. Suntem chemați să postim pentru țara noastră. Să construim prin rugăciune, prin prezență în biserică, prin priveghere, cum a făcut aseară, prin postire, argumentele pentru care Hristos e viu în mijlocul poporului nostru. Până acum ne-au spus în toate felurile. Din 90, de când am deschis și ochii pe biserică, de aceea le spun, mai e cât un ateu care mă invită să facem o dezbatere publică. Și am zis, mă, nu pot. Eu prost ca tine am fost și știu cum e. Ar fi nedrept să vin dintr-un colț pe care l-am mâncat hârdaie întregi. E un avantaj pe care nu am voie să-l folosesc în favoarea mea. Dar când am intrat în biserică, am aflat despre biserică, despre facultățile de teologie, despre preoți, că fac toate relele din lume. Nimic nu s-a schimbat. La scuipat nu s-a schimbat nimic. Știu, în schimb, ce s-a schimbat în sufletul meu, ce s-a schimbat în viața mea, ce s-a schimbat în viața oamenilor de lângă mine, până și în viața dușmanilor mei, pentru care mă rog cu dragoste și cu bucurie. Constat că zice trece că, din nefericire pentru noi, chiar îi ascultăm pe toți. Dăm mai mult cu telecomanda în mână decât cu crucea sau cu metanile. Ne uităm la știri mai mult decât la icoane și citim presă mai mult decât Scriptură. Și atunci normal că totul e rupt în capul nostru, că nu mai avem niciun fel de fermitate în a fi oamenii lui Dumnezeu. De aceea am spus să vorbim despre școala duhovnicească pe care postul ne-o propune. Care începe cu clasa 0. Cu duminica dinaintea întoarcerii Fiului Risipitor.
care se continuă de fiecare dată ca și cum am face 12 clase plus câteva secundare ca să putem să atingem cea mai de preț dintre diplome, diploma de candidat la înviere. Tot ceea ce ne propune postul mare nu este altceva decât un examen de conștiință înaintea învierii Domnului Hristos. Vedeți că noi vedem toate săptămânile din post, ne uităm acolo în calendar și e duminica izgonirii lui Adam din Rai și ne apucăm citind textul, ne mai gândim un pic și gata. Da, e duminica izgonirii lui Adam din Rai după ce noi știm că a înviat Hristos. Perspectiva din care privim biserica e perspectiva învierii. Noi nu mergem spre înviere. Învierea, de plin săvârșită în mijlocul nostru, ne dăruiește, dacă vreți, energia prin care ajungem la învierea de după moarte. De curând, unul dintre marii psihiatri ai lumii moderne, Ion Vian, fiul lui Tudor Vian, scria într-o carte de interviuri că pentru el cel mai greu a fost să accepte moartea ca o valoare, ca o parte. Părintele Zaharia Zaharu, analizând foarte mult de ce suntem așa de egoi, sigur nu v-ați întrebat niciodată de ce suntem egoi. Pune, alții sunt egoi și sunt viață. Da? Perfect. Asta e din altă lume, că e fără film. Alea cu film au pus pe gânduri tot timpul. Deci am conștientizat că cea mai frumoasă definiție a nașterii egoismului noi n-am știut-o niciodată. De câteva zile, citind una dintre cărțile frumoase ale Părintelui Zaharia, care este ucenic al Părintelui Sofronie de la Essex, aflu că, de fapt, egoismul nostru se naște din frica de moarte. Cu teama de moarte devenim strângători. Ne e frică de moarte și ne călcăm în picioare unul pe altul. Ne e frică pe moarte și dăm vina că dăm șpagă la medici. Da? Ne e frică de moarte și intrăm în școală peste profesori, peste învățători și le dăm lecții. Ne e frică de moarte și ne certăm în autobuz. Ne e frică de moarte și ne batem la coadă la taxiuri. Din frica asta de moarte se naște egoismul ăsta nostru pur, care nu poate fi vindecat decât cu înviere. A fi creștin înseamnă, de fapt, a intra în școala învierii, iar a fi în școala învierii înseamnă, în primul rând, a crede că a înviat Hristos. Le povesteam a studenților de la medicină veterinară, la curs, că undeva în urmă cu câțiva ani am auzit cea mai scurtă, mă ridic în picioare că nu vă văd și nu-mi place, să rămână, gata, mi-a revenit. I-am întrebat la un moment dat, le-am spus care e cea mai scurtă cateheză despre înviere pe care am auzit-o vreodată în viața mea. Ne-am dus într-o inspecție la un profesor de religie, un părinte, simpatic ăsta foc, era și primar, și popă, și directorul școlii. Dacă nu te ai atâta, clonezi, n-aveai ce face. Domnul să iei atâtea personalități într-un sat. Numai România găsim miniștri din 24-24 de ore, dar în rest, în spațiul normal al României, nu e așa. Și la un moment dat ăsta intră în clasă și le zice copilor, Hristos a înviat. Și copilul adevărat a înviat. Vă spuse eu, mă? Atât aia a fost deschiderea lecției. Captație, benevolenție, program analitic. Nu, domnule, Hristos a înviat, adevărat a înviat, vă spuse eu. Adică nu mințim. Lucrurile sunt așa construite încât învierea ne însoțește în toate clipele, dar noi nu mai vedem. Uitați-vă cu câtă seninătate omul bolnav primește dimineața peste el. Oricât de greu i-ar fi noaptea, oricât de dureroasă i-ar fi, când răsare soarele are o stare de bucurie în plus. E o zi, o nouă șansă, o nouă deschidere. Uitați-vă la copii, bine, când merg la școală, nu mai văd dacă e dimineața sau seara. Să întrebați o dată pe copii dacă au ascultat vreo pasăre cântând de acasă până la școală dimineața. Când n-au goapele în urechi să asculte muzică, n-aud nimic decât test, examen, inima bate în alt ritm decât Hristos a înviat, adevărat a înviat. Hristos a înviat, adevărat a înviat. E normal așa trebuie să meargă la școală. Dacă a înviat Hristos, ce ni se poate întâmpla rău? Poate să fie învățătorul mai presus decât Dumnezeul nostru? Nu. Dar noi învățăm să ne fie frică. Suntem învățați să trăim sub frică. Suntem orașe întregi, Bucureștiul nu face excepție, în care trăim sub frică. Când ne trece frica, ne anunță că vin cu tremure. Se rup șine, se dărâmă magazine, crește prețul la beteală, scade prețul la ciocolata chineză, care noi nu mai mâncăm de mult, dar nu contează. Adică știri din astea care să ne
absurdească viața. Școala Apostolului ne învață să înțelegem cărui Dumnezeu aparține. Și în principiu să știți că aparținem lui Iisus Hristos, Dumnezeul cel înviat. Dacă ține minte asta, restul nici nu mai contează. Contează enorm de mult cum ne raportăm la El, cum trăim cu El, cum ne creștem viața împreună cu El. Există un personaj, la momentul Vinerii Celei Mari, dar el din Joia Mare începe să aibă probleme. El are de mult probleme de când e acceptat în echipă a apostolilor. Știți că toți apostolii, 11 din ei, sunt din Galileea neamurilor, sunt pescari, au meserii. Iuda e iscariotean, e din Iscariot, nu e o zonă din zonă. El era vecin după casa din Ierusalim, casa lui, în care a copilărit, e vecină cu casa Maicii Domnului, unde a copilărit Maica Domnului. Era vecin cu Maria și Ioachim. Cu alte cuvinte, prieten de cartier cu Hristos. Și Iuda îi face lui Hristos cam ce ne fac nouă prieteni de cartier. Ne vând permanent, caută să ni se bage în suflet. Când vă plângeți că sunt copii într-o gașcă la școală, părinte, nemaipomenit, da? Pentru că tendința asta este. Ori Mântuitorul, în ciuda acestei înainte vedere, în ciuda acestei trăiri împreună cu El, tot timpul ține partea învierii. Crede până în ultima clipă că Iuda va învăța să țină partea învierii. Prima lecție și cea mai grea a postului este: stați de partea învierii. Priviți dinspre Paști către post. Priviți de la masa cu miel, ouă roșii și cozonac înspre post. Nu e important că mâncați cartofieți sau nu-i mâncați. Că mâncați margarină, grijă la să nu alunecați pe ea. Eu cred că ortodoxii români transpirăm margarină după o săptămână de post. Orice fel de abuz te scoate din post, pentru că nu există abuz de înviere. A doua lecție grea a postului este să urmești postul cu biserica, nu împotriva ei. I-ați mai auzit pe câte unii că eu nu mă duc la biserică, mă rog acasă să-l iau? E ca unul care ar rămâne fără benzină la mașină și și-ar lua benzina de la vecin, nu de la benzinărie. Îmi pare rău să compar biserica cu o benzinărie, dar unor cam asta e. E spațiul de unde ne luăm combustibilul cu care putem merge mai departe. Nu te duci bună dimineața, aș vrea un cant, dacă se poate. Nu, dar știți, sunteți aici în aprozat. A, dați-mi atunci un Heidegger, volumul 2 din opere complete. Nu iei Heidegger de la aprozat. Pe Heidegger caut să-l cumpăr de la librărie, dacă ediție nouă, dacă nu, te duci la bibliotecă. Confuzia aceasta, biserica te ajută să nu o faci. Uitați-vă ce frumos a pornit biserica ritmul postirii. Nu dintr-o dată, ci încet, cu minte. Ritmul este dat de cuvintele din Canonul cel Mare, a Sfântului Andrei Crideanu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Și o ține așa până în Vinerea Mare. O ține așa până în Vinerea Mare, în care citim între cântările Prohodului Psalmul 118. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. În Vinerea Mare nu mai zicem nimic. Pentru că, de fapt, la suprafață lucrurile par a fi distruse. Hristos este ca o carne tocată, atârnat de cruce. Este înroșit de sânge, scuipat, călcat în picioare, zdrobit, ucis. Dar în cel mai de jos calcă ca un împărat. La suprafață pare: miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Și spune la un moment dat: Iosif, cel cu bine în chip, de pe lemnul prea curat trupul tău, cu giuș curat înfășurându-l și cu miresme miresmându-l, în mormânt nou l-au pus. L-a pus în mormânt nou, dar noutatea e sub mormânt. Când ești chemat să postești, trebuie să deschizi ochii pe noutatea de sub mormânt. Acolo unde Domnul Hristos calcă, asemenea unui împărat, pe o scară în spirală care coboară mai de la facerea lumii până spre centrul ei zero. Și se atinge de toți cei care așteaptă și așteptau învierea Mântuitorului Hristos. După ce privim dinspre înviere postul și ne menține ritmul cardiac al postului cu miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, învățăm că dinspre înviere și cu astfel de inimă nu poți trăi decât în biserică. Pentru ceilalți, aproape nu contează ce să vorbim noi în biserică. Da, senzația că suntem creștini ca popor. Nu suntem creștini. Și
Și nu de la referendum încoace, și până referendum tot atât de necreștini am fost. Schițăm bine, ne întâlnim, ne surâdem. Doamne ajută, Doamne ajută, că te prinde la data viitoare. N-am învățat lecția cea mai de preț, cea mai de preț lecție pe care ne oferă postirea. Iertare. Postul nu ne învață doar să nu mâncăm, ci și să ne aflăm propriile noastre limite. E un curs intensiv de autocunoaștere. Sunt foarte mulți care cheltuie foarte multe training-uri de cunoaștere personală. E mai special. Da? Deci sunt foarte mulți care cheltuie o grămadă de bani pe cursuri de training personal, autonomie, autogen, auto, de toate auto. Dar nu sunt stare să postească o dată, o zi, ca să vadă, bă, tot ce ai învățat tu acolo se folosește la ceva. Când, de fapt, ai noștri, ei bătrâni, pentru că n-aveau ei limba engleză, că na, mama aia, după bunică, îi dușeau de jos și văd pe aia, stând și toată ziua pe iPhone cu mama. Ce se spune? Vieții de ei avea doar ce mânca, dar în lipsa lor de mâncare, începeau postul spălându-și masele de grăsime animale ca să poată posti cum se cade. Pare un gest absurd asta, că doar astăzi gospodina ca să-i nervează, plântește planeta și cumpără una de la muzic magazinul, dar nu face reclamă în biserică. Dar în aceeași măsură este limpede de gestul ăsta, când am vrut să nu cumpăr cu puterea și așa că nu am. E ceea ce se întâmplă, de fapt, și ceea ce ne cere biserică. Rupeți-o, continui cu lucrurile. Încercați tot timpul, ziua de mine să fie mai bună de nicio de azi. E mai prost. Primul părinte. Luați-l pe ăla de acolo. Acum, da. Deci tot timpul mi se cere să schimbăm ceva în piețile noastre, dar nu la unul absurd. Este ceva care cred că dacă în prost schimbi privirea și devii tău, ca să te cam și scoți jumătate de lungă lucrură, dar ai început să postești? Nu. Nu. În fost important să ajuns pe celălalt mai mult, să-i vorbești din asta, să-l încurajezi. Simon Cinean, atât de marcant a fost prezent de sub crucea lui Hristos, încât până la 100 de ani, când început să se consemneze Scriptura, știa tot scriitatea lui Alexandru și tot. Adică omul era important, a fost un gest pentru Dumnezeu. A fost înseamnă să faci geste pentru Dumnezeu. Se schimbă chiar în pasă de tine. Hello, Jesus! Chiar în pasă de tine. Nu e posibilă nici. Nu rezicăm bine atât de mulțumim.
Descoperă credința. Du-te pe de oameni, așează-te în fața de oameni. Creștinismul nu trece pe spate de oameni. Și părinții bisericii care se vrea în pustie, atât de frumos ea la un moment dat în viața să vrea necompozit. Înțelegeți ce s-a retras singur la singurul Dumnezeu, pe singurătate la singurul Dumnezeu. Când și ei stau în fața spre noi, ei nu se dau cu spatele de la Dumnezeu. Ei cer pe necontrarea peste noi, în mâinile lor se ridică, se aprinde focul Dumnezeu și el nasc nouă. Nouă căldura, bucuria lor, prezența lor, taina lor, viața lor. În creștinism putem sta spate spre. Despre statul sau de toate vorbește o singură dată, să știu care e citat atunci când vorbim cu știțul într-o tipică umană, tipul mai vorbește și spune, mă, care e tine, e tine, e colegi? Mă, care să vrească, mă, e colegi, eu sunt greu, dar vechi, religii, vechi. Că așa se crede toți că colegi nu vreau să vorbim. Și ce bine, da? Dacă vă zice, de ce n-am vrut să vorbim? Ce n-am vrut să vorbim? Dar zice, unde ești? Personalitate la biserică și văd că oamenii sunt mâncări. Ne place, nu ne place să le cunoaștem, toți suntem niște pofticioși. Uitați-vă la cum trece lumea pe lângă covrigă de vie. Chiar dacă nu ți-ar de covrig, chiar dacă screște glicemia din cauza covrigilor, nu contează. Firea ta umană se bucură de mireasma aceasta. Nimeni nu se bucură de mireasma prostului. Cum miroase prostul? La fasole? A gogoșară mățet, a ciupești păgrătar. Observați, viața noastră nu e făcută doar din lucrurile acestea, ci e făcută din mai mult. Iar mai mult și cea mai grea lecție a postului este cunoașterea de sine. Când nu te cunoști pe tine, dai vina inclusiv sau mai ales pe Dumnezeu pentru toate ratările tale. Ca părintele acela care în Vinerea Mare se rugea acolo în chilie și a găsit un ou de biblică, sper că nu vă dau idei, aveți un ou de biblică și prăjea, îl fierbea la lumina candelei. Și stătea la acolo, dezmierdaia la acolo, postise tot postul, dar acum avea ispită la un ou. Și apare țara și ce faci, părinte, ce vine la mare? Părinte, nu eu, dracu m-a pus. La care dracu de după să vă fi serios, nici eu nu știu ea asta. Nu vă ascundeți de lucrurile pe care nu reușiți să le faceți cu liniște și cu pace în ceea ce aveți de făcut. Căpătați pacea pe care să faceți lucrurile. Nu dezarmați niciodată înaintea ispitelor și bucurați-vă că vedeți lumea dinspre învierea Mântuitorului Hristos. Ca și cum ați stat pe cupola Sfântului Mormânt și v-ați uitat până departe și ați vedea care este șansa omenirii prin Hristos, așezarea veșniciei. De aceea, într-un fel sau altul, școala cea mai bună pe care postul ne-o pune la dispoziție este școala pe care nu o absolvim decât după ce au pus ultima lopată de pământ pe noi. Nu tu diplome, nu tu puncte, nu tu premiu. E o școală simplă, e școala în care respirăm, școala în care trăim, școala în care iubim și urâm, școala în care ne bucurăm sau agonizăm, școala în care ne vedem, ne vorbim sau nu ne vedem și nu ne vorbim niciodată. E tot ceea ce trăim noi, dar dăruit lui Dumnezeu. M-a întrebat odată un dintre părinții, nu mai zic nimic, a cedat nervos.
N-am revenit. Eu cred că e un șobolan care nu dorme nici pe patru. Nu mă fac. Pe un părinte l-am întrebat odată, eu am fost martor la întrebare, când o doamnă foarte orgoasă l-a întrebat un părinte de rodicesc. Părinte, zice, ce-aș putea face ca să mă mântuiesc? Și părintele a spus, să trăiești. Nu să trăiți bine, că e în altă secție, să trăiești. Să trăiești. Școala postului nu este doar o școală de mortificare. Nu este doar o școală de asceză, ci e și o școală a culturii pe care o căpătăm în post. Am să vă rog frumos, din inimă să vă rog, puneți mâna pe Scriptură și învățați viața Mântuitorului Hristos. Citiți cărțile. Citiți cărțile care vă pot lumina pe conținuturi de credință. Da? Citiți cărțile care... Ca să nu vă mai... Țineți-le pe amândouă. Da, bun, dar are nu, țineți-le. Asta e bipolaritate. Așa, să vă rog frumos să citiți, să veniți la biserică, să înțelegeți conținutul sărbătorilor pe care faceți. Vă dau un exemplu. Sunt sfinții mucenici astăzi. Da, asta nu înseamnă că mâncăm 10 mucenici cât cu roata de la car, străpiți cu glucoză. Da? Dă-i vântul ăștia în colț. Nu e atât. Nu e atât. În fiecare pomenire a morților nu e importantă doar colina. Vă rog să vă băgați morții în seamă, nu în zeamă. Da? Încercați să treceți de prima imagine pe care o creează lumea din jur, în care e mai important cum te privește lumea decât cât te privește Dumnezeu. Încercați să conștientizați că fiecare zi care ne apropie de înviere nu ne depărtează de înviere. Ne apropie de înviere. Avem o înviere care a trecut și o înviere care vine în vătutea unei singure învieri. Când merge popa cu bobodeaza, nu botează copiii. Da? Când vii la botez, nu trebuie să aduci o sticlă de vin, că nu știe popa când să bea, înainte, în timp ce botează sau după. Da? Când faci nuntă, nu poate fi mai importantă limuzina decât biserica în care slujești, pe bune. Nu e mai importantă sala în care faci nuntă decât biserica în care faci nuntă. Și unde te arăți înaintea lui Dumnezeu? Nu. Masă nu ți se nu faci ca să-i cadă părul vecinului. N-avem masă de slujbe. Nu, popa nu blească, mă, că n-are de unde. Dacă blească, mă blească, mă omul și prost. Da? Învățați adevărul despre ortodoxie, despre biserică. Ieșiți din încrâncenare. Toți oamenii din jurul nostru, de ani de zile, dacă fac ceva, este să ne încrânceneze între noi și împotriva patriei pe care o locuim. Dacă reușiți să ieșiți din încrâncenare, ați câștigat Împărăția lui Dumnezeu. Unde se merge destins. Tâlharul la Hoțomani de pe cruce nu vine să spună Mântuitorul Hristos Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, am aflat din capitolul 2 de la Luca. Nu vine cu citate la Hristos. Vine cu cordialitatea omului pentru Hristos. Fiți oamenii lui Dumnezeu. Stați lângă El. Nu e greu. E imposibil. Dar merită încercat. Toată lumea spune că pocăința e o chestiune de fracțiune de secundă. Și uite-te la tâlharul ăla pe cruce, de parcă a luat 31, știi? Și tot timpul le spun, băi, oameni buni, ăsta are o istorie în spatele. Și cu istoria lui, închei pretextul și ne apucăm să punem întrebări. Bine? Despre tâlharul acesta se povestește că în momentul în care Mântuitorul Hristos în brațele Maicii Domnului, avându-l pasnic pe dreptul Iosif, străbătea pustia Egiptului ca să se depărteze de cordialitatea lui Ierod, de departe, după niște lune, dormeau 40 de hoți. Nu e Alibaba, Alibaba a apărut 400 de ani mai încolo. Și la un moment dat, doi tâlhari erau creșteți. Unul la un capăt de tabără, celălalt la celălalt capăt de tabără. Spre deosebire de astăzi, toți tâlharii dorm și noi, fraierii, ne păzim între noi. Unul dintre ei vede de departe venind frățânta familie cu copilul în brațe și îi dă coate și dă, ai frumoasă de pictă, o luăm o vinde, foai, ce bani facem, în târg din Alexandria, așa femeie frumoasă, n-am mai văzut nimeni.
Ăla moșul lupe în moață de 5 minute, puștul crăpăm de piatră pe meseria noastră. Și ne mai rămân și ceva bani pentru măgărușul de care funcționează. Ăla la ce până atât toți că oamenii ăștia n-au niciun far și copilul din brațele femei luminează calea. Păi lasă-mă pe mine cu textele astea. Păi fii serios, cam câți bani crezi că ar costa? Păi cam 30 de argini. Păi zice, mă, noi suntem 40, dacă câștigăm toți 40-30 de argini, rămâne sub un argin, bine, îți dau eu 30 de argini. Mai lasă-i să treacă. Ăsta s-a prins că chestie de afacere, ce vreau, dar avem și locul unde ții tu banii, brâul tău dăruiește. Și am mărit-o la mea n-a și brâul. Părea că istoria s-a încheiat, doar că după 33 de ani, în penitenciarul din Ierusalim, cei doi de har s-au întâlnit cu unul care era mai bătut decât ei, mai scuipat decât ei și vrea noaptea pe când Domnul Hristos era în temniță împreună cu ei, n-a făcut decât să le amintească despre momentul acesta. Tâlharul avea pocăința în memoria lui, gestul lui bun, îl ajungea din urmă. Nu vă mințiți că mai apucăm pe patul de moarte să ne cerem iertare. Scria astăzi într-o carte, m-a impresionat foarte tare, că pe patul de moarte, în care toată viața lui încerca să se facă bine, ce Doamne, zice preotului, Părinte, cum să-i dau eu sărut lui Hristos când mă voi vedea cu El când îmi miroase gura nepocăință și a păcat? Ne spălăm pe dinți, ne băgăm implanturi, ne fac ăștia reclamă, am zis cu fiecare pască de dinți ne spălăm mai bine decât cu ăla de anterioare. Toate se albesc mai tare cu albitoare, tot e mai. Luați-o de la capăt și încercați de fiecare dată să vă lăsați viața în mâna lui Dumnezeu. Când cânta Maria Tănase că îi mirosea fetei și bade lui gura a flori, știa ce zice. Nu suntem decât niște oameni care ne antrenăm să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă ratăm antrenamentul de la sală, să nu vă închipuiți că pe pistă vom fi mai buni. Iar sala e aici. Aici sunt exerciții liberi impuse. Stăm și ascultăm cum cântă. Știi că atunci când vorbim despre Hristos, e egal cu Tatăl și egal cu Duhul Sfânt și toți trei una sunt. Nu confundăm. Știm întotdeauna crezul, măcar o parte din el pe de rost. Nu confundăm lucrurile. Nu venim la popor să dea drumul la apă caldă. Nu? Ce, Părinte, mă puteți ruga că mi s-a făcut la apă caldă și am o rugă bângică, nu-s instalator, eu sunt popa cu stică. Pentru apă caldă avem instalator. Pentru locul de muncă avem ajepise, să vă rog ce fie acolo. Nu confundăm lucrurile. Când le confundăm, nu este niciodată nimic. De aceea, cea mai de preț lecție a postului, în postire, este destinderea în conținuturi. Să învățăm destinși ai cui suntem. Când te treabă cineva de unde ești, îi zici locul și dacă închizi ochii, vezi locul de unde vii, cu cine ai stat de vorbă. Dacă te întreabă cineva cum ai învățat să scrii, aproape că știi numele învățătoarei, numele profesoarelor, știi toate astea. De ce ar fi altfel în acord cu Hristos? De ce? Doar din lene? Ne deranjează Hristos? E drept că deranjează, dar pe noi nu. De aceea vă doresc să postiți cu minte. Să postiți mai întâi cu capul și apoi cu toate celelalte organe din dotare. Și să nu vă temeți să fiți lui Hristos. Nu ca să ne spărmânte a venit Hristos. Dacă vrea să ne spărmânte, apărea un uriaș, ciclop, un ochi în vârful capului, care urla de două ori la vreme, vă dați seama ce a fi să apară în București, unul de vreo 7 metri 8 și să urle la lume. Mai tare ca sirena de la miliție. Da? Că de a fugim și ne temem. Vreau să știți că trebuie să ieșim la lumină, prin lumină, nu prin întuneric. Și că lucrurile care ni se petrec și care petrec cu noi viața sunt parte integrantă ale lecțiilor pe care le primim de fiecare dată pentru Împărăția lui Dumnezeu. Mă închei în text, la un pretext și continuăm cu întrebări dacă aveți cu cea mai mare curăță. Mulțumesc!
Părinte profesor, vă mulțumim din suflet pentru această întâlnire înaintea începerii propriu-zis a Sfântului și Marelui Post, care pentru noi este ca o întâlnire pascală, ca o întâlnire din ziua sau în ziua de Paști, fiindcă, după cum vedeți, oamenii au venit, v-au așteptat și v-au întâmpinat cu toată bucuria. Pe Părintele Profesor, cum spunea și Părintele Paroh, nu e nevoie, nu e cazul să-l mai prezentăm. Doar atât, dacă vreți, am mai putea spune sau adăuga că noi, creștinii, drept măritorii creștini, suntem chemați, între altele, să ne rugăm unii pentru alții. Eu unul vă sugerez și m-aș bucura dacă toți sau aproape toți cei de aici, de acum prezenți, în pomelnicul nostru, al sufletului și al inimii noastre, al familiei noastre, al comunității noastre, l-am adăugat, l-am include și pe Părintele Constantin. Bună afacere, îmi place. Pentru că suntem toți impresionați, încântați de propovăduirea și mărturisirea Părintelui, dar să știți că ea se face cu sacrificii, Părintele se expune, este și o jertfă și un efort la mijloc, sunt și unele riscuri. Mă simt, mă opresc aici. Mă simt rece și pe masă acum. Fiindcă trăim în vremurile pe care le vedem și le știm cu toții și nu e ușor să mărturisești, să propovăduiești și mai ales să ai o conștiință, o purtare și o atitudine apologetică, misionară și mărturisitoare. Am vrea în partea a doua, dacă sunt și sunt convins că vor fi întrebări, să le adresați. Mai operativ, cred că ar fi pe calea scrisului, a biletelor și să le aduceți în față, fiindcă e greu de umblat cu microfoanele de colo până colo. Până una alta avem prima întrebare. Domnul Adrian. Să nu fie mai lungă întrebarea decât răspunsul, Abi. De fapt, o întrebare, când două să zic așa, legate în post. În primul rând, regimul alimentar, am înțeles, e doar a cincea parte a postului. Da. Dintr-un post, fiindcă sau a șaptea, depinde. Cu toate cele cinci simți. Eu așa am socotit, am citit în multe locuri. Da. Și a doua, am citit la un sfânt părinte, nu mai știu, sau poate într-o roace, zice, postul și rugăciunea sunt ca două aripi care înalță sufletul spre Dumnezeu. O pasăre nu poate să zboare numai cu aripi. Deci aici, trebuie să ținem de amândouă. Mulțumesc! Stăruna, mulțumesc de întrebarea-răspuns, așa. Să vă spun, pentru mine personal, eu nu poate în 5, în 7, în 3, eu am fost mai slab la matematică, de la chimie fizică, la antrenamentul. Eu am fost foarte șocat să constat în biserică că sunt oameni care, de exemplu, transmit oamenilor, acum a prins 7 lumânări, 13 de alea, 14 de alea. Eu cu numerologia stau mai prost așa. Ce pot să vă spun este următorul lucru. Postitul e ca iubire. Ori te trăznește din primul, ori te chinui cu totul. La postit e o treabă foarte simplă. Trebuie să-ți pui sufletul la bătaie de dragul lui Hristos. Nu spune nimeni că cei care muncesc pe șantier, știți că era o poveste odată cu un înger patriarh și României pe care îl trăznim anul acesta, întâlnit cu foarte mulți protopopi, preoți de ăștia de noștri, cu super vedete preoțești, la Cluj. Și în timp ce ei stăteau acolo la discuții, la cafea și mai picoteau în timp ce vorbeau lucruri duhovnicești, în stradă, la minus 12 grade, niște nipoveni dădeau cu barosul în ciment și cu târnăcopul și făceau un șanț. Și unul dintre protopop s-a dus imediat și a zis, vai, Părinte Patriarh, Patriarhul s-a dus între ei, se povestea cu lipovenii, ce mai faceți cu mie? Ăia dădeau, ăia mâncau, slană cu pită. Ăștia, vai, Părinte Patriarh, ăștia mănâncă în post, lănină cu băice. Mâncă în post, dar și lucră în post. Dacă lucri în post. Sigur că postești de aici. Studenților care sunt peste hotare le spun tot timpul, măi oameni, voi postiți de propria voastră casă. Celor nu le-ar place să fie acasă, mama și la tata să-și facă găluște cu prune?
Dar stau acolo de bandă de țară în încercarea de a dovedi că din România nu scapă doar reșapații, ci și oamenii întregi. Un student care pleacă de acasă în țară, care e la București student, sigur că mănâncă covrigi o zi, două, trei, dar trebuie să fim foarte atenți. Apostii nu înseamnă nu mânca. Apostii înseamnă doar apostii. Dacă ți se întâmplă să scapi, vai de mine ce am pățit eu în primul meu an de preoție, a fost cea mai dură lecție pe care am primit-o. Eram în trenul de Sibiu-Brașov, plecam acasă și m-am împrietenit cu un puștulică mic, simpatic, acum Edita mai ofițeră la Armatei Române și a rămas prieten. 25 de ani au trecut de atunci. Și mergeam spre tata și spre mama, care oricum îmi anulau postul. În fața mamelor, popii sunt trecuți pe roșu. Nu există stabilitate. Și la un moment dat, în tren, copilul s-a jucat, a povestit și el cobora în făgărașul tău și mi-a dat o bombonică. Și a zis, papă! N-a putut să-i zic copilul, bă, nu mănâncă, stai să spun eu ce zice Sfântul Simeon Tesalonician. Ia la bomboană! Față în față cu mine era poliția ortodoxă. O tanti întrăit îmbăticită, dublu oreonată. Tu i-am zis că mă omoară. Dacă asta la mișcarea următoare va fi apă caldă, cam așa. Zic, gata, m-a spart. Băi, a vorbit cu mine, m-a simțit ca o lepădătoare. Tati zic, oh, păi e bine, și tu ce mătorie dai? Dar ce ai simțit? Bă, bomboana, ea a zis că bomboana are lapte. Și la trei bomboane, nu înțelegi nimic pe uiu, tanti stoi. Că-i vinerea cu deslegare de săptămâna ce-am trecut. Halo, îi pe bune, dacă citeai calendarul, să citești propria prostie, înțelegeai ritmul bisericii. S-o supăra și că am avut dreptate. Vă rog frumos să nu fiți supărați că în tine iau dreptate. Postul lor e altceva decât postul nostru. Iar în ceea ce privește rugăciunea și postirea, să știți, combustia internă este smerenie. Omului smerit îi dă Dumnezeu să-i crească aripul la loc dacă se întâmplă ceva. Știți? Nu e ca în povestea cu Roma, cu nostru, când construia noștri Roma, cu toată lumea, când aveam o industrie serioasă în domeniu, se spune că au făcut un test foarte mare despre cum merge avionul, dacă funcționează, s-au urcat oameni de presă, din toată presă, păcat că n-au luat și jumătate din presa de acum și au început să zboare. Zburau ei pe acolo, pac, la 11.000 de metri, cade aripa dreaptă. Ăștia, vai de mine, avion de încercare, a căzut aripa dreaptă, se aude, nu vă faceți nicio problemă, apăsați butonul roșu din dreapta jos. A apărut o altă aripă. Extraordinar, ce-o putut face, mamă, tot mai multe cereri de construcție, de contracte, precontracte, la 12.000 de metri, juc, cade aripa stângă. Aștia liniștiți, bă, stai că o rezolvă, ăștia, e clar că o soluție. Nu vă faceți probleme, apăsați butonul galben stânga jos. Pac, la pasul, juc, apare o altă aripă. Extraordinar! Coboară spre 10.000 de metri și se desprinde bordul rombacului. Țineți minte că era așa un pic în picaj de făcut. Dom'le, ăștia au sigur o soluție și pentru asta. Ce? Nu vă faceți probleme, apăsați pe butonul negru din mijloc, apasă pe butonul negru din mijloc și acum răsiți după mine, Tatăl nostru, care ești în jos. Deci, soluția fundamentală noastră de situații, la aripioarele noastre duhovnicești, rămâne butonul din mijloc, Tatăl nostru, care ești în cer. Să știți că, în mod cer, va fi foarte greu să-i mai învățăm pe copii să se roage, dacă noi stăm așa înfruntați legați de Evanghelie. Dacă noi chiar credem că le știm pe toate, unii le știm pe toate mai mult decât Duhul Sfânt. Și îți pare Duhul Sfânt colegul de bancă, cam așa. Nu e așa complicat. Acum ceva timp am întâlnit un băiat cu care am avut o relație de prietenie, doar că în timp am văzut că nu ne potrivim. Din păcate, am să simt dependență de el, însă prezența lui mă tulbură și mă neliniștește. Cam toți am fost pătit, așa, ce este. Deci eu știu care este calea pe care trebuie să o urmez, doar că mi este foarte greu să las totul în urmă, mai ales că el mă presează să-i mai dau o șansă. Ce mă trebuie să fac? La mântuire nu prea sunt multe șanse. Când trece trenul în gara, dacă nu ești atent, poți să zici, bă, poți să merg, că biletul e la mine. Oferiți-i șansă doar dacă, analizându-vă, sunteți capabile să vă oferiți o șansă. Eu sunt foarte supărat ca duhovnic când văd fetele că le spui, bă, ăsta pute, alcoolic, ui la el, că dacă ridică mâna caz jos, la curățenia particulară, miroase a tutun de dincolo de granița orașului.
Nu că-l iubesc, am să-l îndrept, părinte. Bă, femeie, bărbată, nu e chiar să-l îndrepti. Ori trăiești, ori nu trăiești cu el. Se mărită și după unul, părinte, nu știu ce să mă fac. Exact ce trebuia să faci la început. Fiți un pic mai riguroasă. Exigența vă mântie de proști. Fiți mai riguroasă. Iar dacă ați mușcat-o, cereți ajutorul. În general, e bine să fiți mai temperați. Sunt din Constanța, dar de 3 ani studiez în București și aș vrea să mă stabilesc aici măcar pentru o perioadă. Vă spun eu, cine se stabilește un pic în București, aici rămâne. Dovada. Toți au venit un pic la București. Mi-am făcut mulți prieteni și simt că mi-am găsit rostul aici. Foarte bine. Problema este că părinții mei nu sunt de acord și vor să mă întorc în Constanța, după ce termin studiile. Însă nu mă mai simt împlinit acolo. Păi vor vedea că nu vă simțiți împlinită și se vor ruga un părinte. Noi nu ne facem copii să stea acasă cu noi. Aud câte o mamă, vai, părinte a plecat în America. Păi dacă era strada cealaltă și nu te saluta, nu e mai bine decât în America și vorbește în fiecare zi cu el la telefon. Depărtările nu sunt fizice, mai ales în familie. Doar după ce murim din nefericire, n-avem rooming sub pământ să ne sunăm. Noastră, sunați-vă părinții în fiecare zi, spuneți-le că sunteți bine, că ați mai luat un examen bun, că totul în regulă și mergem mai departe. Când vor vedea un copil fericit, părinții se vor retrage. Știu cum e. Ce putem face când avem stări de deznădejde, teamă, tulburare sufletească, când suntem foarte mâhniți? Uite aici. Uite aici. Sau aici. Avem la ajutoare, dar ne mergem repede la farmacie. Dați-mi un somnolin, un DAP, fără îndoială că trebuie să ajungem pe mâna unui specialist, dacă Doamne ferește se specializează deznădejdea în noi. Dar în principiu, prima chemare este către cei care ne iubesc cel mai tare. Știți pe cineva să vă iubească mai tare decât Hristos? Dacă nu, la ce mergeți la ceilalți? Că, în general, golurile astea din sufletul nostru sunt goluri de iubire. Izvorul iubirii rămâne Hristos. Credeți că preoții nu avem deznădejde? Mi-a văzut moaca după referendum. Arătam ca unul gata să-și tragă un glonț în cap. Băi, m-am ofticat pe prostia noastră, m-am ofticat. Mama mi-a trecut cât de cât. A rămas o sechelă. Ar fi trebuit să iau un pumn de pastile. M-am dus la Hristos și ce n-am putut spune public, aș fi zis câteva public. Am zis la altar. Noi nu putem regenera decât nici spre Hristos. Și credeți-mă că am suficient de multă desteritate de psihoterapeut cât să vă spun că inclusiv când aplici schema psihoterapeutică la dependenți de alcool, dependenți de droguri, dependenți de jocuri de noroc, aveți parolul meu de nări, pe tot Hristos face treaba. Tot e chinui, schimb bujia, schimb firele, dai prima, nimic. Hristos e cu bateria, știți? La El e soluția. Nu vrem să recunoaștem întotdeauna, dar în mare parte acolo este limita aia pe care nu o vedem și nu putem să o stăpânim niciodată. Ce putem face dacă în post avem ispite foarte mari, chiar și din partea familiei, acelor apropiați ai noștri? Dacă vă referiți la ispite de mâncare, luați, mâncați și apoi postiți. Mâncați mai puțin. Mie îmi place foarte. Astăzi un prieten de-al meu care este profesor la la o altă facultate de licea veterinară, mi-a adus aminte. Eu am nimerit cu el în postul mare, când eram studenți amândoi la Padova. În zonă catolică puteam să-mi dau o dezlegare la ouă, lapte, că nu se întâmpla nimic. Îmi plăcea, nu mâncasem până atunci iaurt cu fructe. Nebunie curată. Eram diliman, dacă îmi dădeau toată ziua. Și mă duceam la ea și ziceam, te rog, eu mănânc căltucă, dacă mie rămâne, îl mănânc eu. Dați ce aveți, ce vă place mai mult la mâncare, dați-i celălalt. Să știți că postul are și sensul ăsta. Noi postim ca să adunăm mai mult un aliment pe care să-l dăm vecinului. Cât ați trecut strada sau coridorul să bate sau și tu o vecină, mi-a rămas niște fasole, să n-ai vrea să guști. Sau uite, fasole o mănânc eu, cârnatul ți-l dau, că am auzit că ești bolnav. Deși cârnat la bolnav sună ca glonțul în cap. Da? Sau. Deci când aveți ispita asta, să vedeți ispita în facultăți. Când stau studenții și deschid, da, sunt în sesiune pe la începutul postului și deschid ușa, o închii la loc. Cea mai grea ușă din lume în timpul postului e ușa de la frigider. Nu știi codul, trebuie să spune nevasta cod, că altfel cine știe. Iar la bărbați, doamnelor, să știți. Degeaba insistați să postească dacă nu le zâmbiți.
Dacă o acritură îi spune unui bărbat, mănâncă de post, trebuie să fie de curvar, bețiv și... Îi trece postul, na, nici n-au să iața ieții lui de așa ceva. Dacă vreți să-i faceți pe oameni să postească, spuneți-vă cu blândețe și cu bucurie. Eu tot spun povestea unei doamne de la noi din Sibiu, a zis că dacă mă mai aude, mă bată, dar n-are cum să mă. Femeia foarte hotărâtă, deci o femeie jos cu pălăria, domne, acatiste, paracliste, saltire, om de biserică, domne. Într-o miercuri dimineața mi-a apărut la biserică cu ochelari de soare, afară ploua. Am cădit, n-am zis nica la sfârșit, ce ai pățit? Părinte, nebunul ăsta meu, zice, uite cine a făcut, când mi-a arătat, nu știi care sunt ochelarii și care sunt ochii. Dar ce s-a făcut? Zice, uite, eu munci la femeie acasă, o săpată, o muncit, am muncit la greu, zice, și au venit acasă și ce? Și? Păi nu prea fost de mâncare, dar de ce? Păi am avut una, patru acatiste, două saltiri, am făcut, că mi-a zis mie, părinte, prea cuviosul cu tare, prea cuviosul cu tare, prea cuviosul. N-ați zis prea cuviosul că măgarul matal are nevoie și de fân? Păi da, părinte, da, ce puteam face? Hai că vedem, facem altfel. Făcea o fasole femeia aia, intrată în istoria cartierului. Și zic, uite cum facem. Vin eu după liturghie, citesc la saltire, mă tale fă între timp fasole, fă un felul doi, mai vedem, mai fă și un dulce. Și pe aceea, poate îmi dai și mie o fasole, că zic, negociem acum. 5 pagini de saltire, 10 boabe de fasole. Au început să râde, să am înțeles că sunt cu piciorul un pic ridicat să o iau peste picior, dar am înțeles mesajul. Seara, sigur că la prânz a fost împreună, a pregătit de mâncare pe bune, le avea, era o gospodină jos cu pălăria, dar o furase mistic asta. Și a doua seară, nenea era un tip de ăsta așa militaros și foarte hotărât. Vineri dimineață mă trezesc pe la liturghie. Ce face aici? Părinte drag, nu știu dacă ești bun de popă, dar ai scos dracul din asta, domnule. Eu nu muream de rugăciune, eu muream de foame când veneam acasă. Nu râdeți. Eu zic să nu râdeți. Eu zic să vă mai gândiți. Da? Ce se poate face în situația când avem de-a face cu oamenii care învață pe alții că trebuie să fie smeriți, să-și iubească aproapele, iar ei nu-și respectă semenii? Măi, nu înseamnă că nu spun adevărul. Deci când un îngânfat îți spune smerește-te, nu înseamnă că nu spune adevărul. Spune adevărul, doar că nu-l și demonstrează. Dar e problema lui, nu-i problema dumneavoastră. Dacă mamă, măcar de a face tot ce spun alții. Ce putem face când vedem pe cineva făcând nereguli în biserică pentru a-l ajuta să se îndrepte și să nu se mintească lumea? Aici, stăpâna bisericii e aici. Domnișoara în roșu, da? Veniți, liniștiți, vă puneți în genunchi și vă rugați. Orice cuvânt împotriva unui om nu aduce cât un cuvânt în dreptul Maicii Domnului. Are ea stilul ei de a le mânia pe toate. Acoperă cu acoperământul ei. N-are treabă. Vă dați seama ce mi-a ieșit mie pe gură dacă aș vrea să fiu critic cu unora și altora? Aleo, mamă, prefer să tac, să strâng din dinți. Mi-am pus și implanturi, că mi-au rupt vreo 2 dinți. Da? Am strâns din dinți într-un studio și mi-au rupt dinții, ca să nu-i zică lui ce gândesc. Pentru că nu contează ce gândesc eu, ci contează ce gândește Dumnezeu în raport cu momentul ăla. Și cred că Dumnezeu mi-a dat dreptatea iar. E mult mai bună tăcerea smerită și rugătoare oricărui cuvânt, oricât ar fi de smerit. Ce înseamnă a-ți judeca aproapele? A face pe deșteptul cu el. Al pune în poziții, în situații care nu-i convin. De exemplu, dacă... Vă dau un exemplu. Că, pentru mine e important că sunt trăirile mele. Eram tânăr student și am plecat cu actorul nostru mitropolit, cu înaltul preasfințitul Laurențiu, la Brașov, la o slujbă. Și la liturghie a apărut o domnișoară frumos, decent îmbrăcată, în negru, fusta 13,5 cm sub genunchi, cu batic pe cap în poziție regulamentară, doar că atunci când a dat pomelnicul s-a văzut la mâna ei un inel. Un inel frumos, trebuie să recunosc și asta. Nene, a început ghetul popă, avea popa în momentul ăla, un moment de mare evlavie. Au făcut-o pe fata aia varză. Deci eu de la strană venea să sar din strană, zic, acul bat pe ăsta de rup. Că era la mine în cartier, știam bine unde lovesc. Mi-a fost mie rușine de reacția mea, dar după aceea mi-am dat seama că e mai grav ce face el. Mai cu seama când am auzit-o pe fată, zice, părinte, iertați-mă, țineți minte, eu astăzi trebuia să am nunta. Da, și logodnicul meu a murit. E ultimul dar al logodnicului meu către mine. Mie mi-a ieșit din cap de atunci să mai cert pe cineva în biserică.
Mă, și ca și cum n-ar fi fost totul făcut, am apărut în spate, m-am mutat în spate să mă răcoresc. Femeia de serviciu, autoritate fundamentală în biserică, femeia de serviciu, tocmai mopăia la doi tineri care intraseră în biserică, cred că aveau vreo 16 ani, frumoși amândoi, intraseră în biserică ținându-se de mână. Dom'le, ce-a fost la gura ei? Și a zis, bă, femeie, în afară că te oftici, că ăștia să iubești și pe dumneata nu te-a iubit nimeni niciodată, că ești, ui ce gură proastă ai, cine să te iubească? Să-ți spun, nu puteau să intre înăuntru ținându-se de picior. Au intrat de ce se pot ține. I-am luat pe copii și am plecat la o cafea. Asta nu e biserica despre care mi-au povestit mie părinții biserici. Sigur că m-am întors acolo să slujez după câțiva ani, covor roșu, slujba. Nu am căutat din ochi cei doi tineri. Știți că i-am găsit acolo? Auziseră că vine colegul lor care a fost la institut, sunt medici amândoi, când ne-am văzut am avut nodul în gât toată slujba. Cred că avem obligația ca biserică să învățăm că nu suntem judecătorii lumii. Suntem cei care primim răniți. Suntem un spital de urgență. Uitați-vă la noi. Aici chiar ar trebui să punem troparul. Hai să ne avem ca frați, toți suntem puțin luați. Toți avem o rupere de sens în noi. Noi nu venim la biserică. Nu vedeți că și când venim bucuroși, venim cu frică? Ne e frică să fim bucuroși. Cum să scăpăm de comoditate? Simplu. Ne dăm jos de pe comodă. Da? Comoditatea la noi se instaurează în momentul în care ne e un pic bine. Dar un bine pe care nu-l putem defini. Nu cred că suntem un popor de comozi. Cred că uneori suntem un popor de leneși, ceea ce este altceva. Nu confundați dracul lenii cu ispita comodității. Dracul lenii pute. Are un miros specific. Chanel 6. Da? Dar pute. Poate mirosia, vai de mine, dar miroase. Miroase foarte puternic. Omul iese din comoditate prin muncă. Cea mai sfântă rugăciune a omului rămâne munca. Ora et labora înseamnă, de fapt, să ieși din starea în care ești pentru a dărui tot timpul lui Dumnezeu parte din timpul tău. Și El e un muncitor. Dumnezeu rămâne cu mânecile suflecate până la sfârșitul veacului. Uitați-vă cum intervine. Când smurd, când plugar, când viticultor, când brutar, tot timpul e lângă noi. Da? Părintele profesor nu a venit doar cu cuvântul rostit, ci și cu cel scris, publicat și tipărit. La ieșirea din biserică, în partea dreaptă, în pridvor, veți găsi câteva din cărțile, din ultimele publicații sau apariții ale părintelui profesor Constantin Necula, pe care merită să le citiți, să le accesați, să le lecturați. Puteți continua. Mulțumim. Am preluat legătura. Publicitate, da. Cum ar putea doi tineri să păstreze... Cum ar putea doi tineri să păstreze curăția trupească înainte de căsătorie? Cu multă râvnă. Cu râvnă. Știu că toată lumea din jur le vorbește tineri. Eu mă aud la... Când iau pe ăștia cu educația sexuală, mă apucă rău. Ei vor să-i învețe cum să ia pastila de la doua zi și cum să folosească prezervativ. Asta e toată educația sexuală la care îi supune body, baunări și să confunde sexurile. Biserica are obligație de a le spune oamenilor că suntem mai mult decât atât. Că sexualitate înseamnă să știi să întinzi mâna, să săruți mâna, să trimiți în loc de un SMS să vorbești la telefon cu cineva. Ține de sexualitate. Mi-a zis mie odată un lider absolut al mișcărilor ăstora interesante cu 14, 15, 6 litere, că noi n-am făcut în subcomuniști educație sexuală. Și am zis, da bă, da, băieții făceam pipilică pe o liță albastră și fetele pe o liță roșie. Aia e deja primul semn că eram în educație sexuală. Ba mai mult, eu mi-aduc aminte bine că școala făcută de mine, asistenta medicală venea și ne vorbea, iar diriginta undeva în clasa a 7-a, 8-a ne scotea pe băieți la fotbal și discuta cu fetele. Și discuta normal, fără atâtea fițe. N-aveam suport de curs în chineză, engleză, japoneză, pentru lucruri care trebuie înțelese pe românește, ca să ne înțelegem bine. Dar nici nu spuneam barcuri porcoase, nici nu ascultam tot felul de năbădăi cântate și cu fițe de cultură. Eram așa, mai prostuți, așa. Ei, din punctul meu de vedere, niște tineri își pot dezvolta capacitatea de a rezista într-o lume nebună dacă își păstrează normalitatea. Cine își iubește omul pe care îl iubește, îi păstrează autonomia. Iar autonomie înseamnă libertatea celuilalt de a spune nu. Nu de a-l obliga tot timpul să spună da.
Ce părere aveți despre familie monoparentale? M-ați înnebunit. M-au bătut la cap ăștia că biserica e împotriva familiei monoparentale. Mai rău, o doamnă care odată la o comisie mi-a spus la președinție că biserica încurajează pe copii să creadă că îi aduce barză. Și azi, doamnă, ce am ajuns căscătorie de berze? Suntem noi mai bărzăuni popii așa de felul să buzâim toată ziua, da? Și le-am explicat, doamna, ați intrat în biserică vreodată? Da. Și v-ați uitat cei pe iconostas? Da. Ce-i pe iconostas? Păi zice, în dreapta este ăla, Iisus Hristos. Bun. Și când treci, zic, de găurica aia din mijloc, în partea aia, zic că, păi da, e femeia care ține în brațe. Deci cu coană biserica este, se închină dinaintea monoparentalității. O femeie singură își crește copilul. Ce vrei mai mult? A, păi da, da, asta e teoria. Femeia, asta e practica. Pentru că în practică noi nu oprim mamele care își cresc copiii de la împărtășanie, nu îi lăsăm pe copii nebotezați. Ei aveau modelul de la Biserica Catolică pe care l-au și l-au cuplat la noi. Nu, la noi nu e, na. Nu e la fel. Au mai încercat ei când îmi spuneau mie într-o emisiune în direct, voi care a susținut Inchiziția, așa, m-am uitat în spatele, Gică, băi, ești pe strada greșită, la noi nu. Altul, colegul, da, la colegul nu-i frumos să-l dau eu în gât. Du-te și mai citește. E penibil. Biserica își convinge oamenii să trăiască în bucurie, indiferent de starea în care se află. Să știți că trebuie să o spunem public. Nu avem un document pe care să ni se spună cum să-i păstorim pe oamenii divorțați, cum are Biserica Catolică pusă la punct. Dar să știți că sunt convins că în biserică divorțații nu se simt discriminați. Și dacă preotul duhovnic, un om de calitate, știe să-l țină la biserică, să-l încurajeze, să-l ajute, cum din nefericire, zic eu, pentru noi, suntem cam puțină instituție care acordă suport sufletesc în astfel de situații. Mi-a mai spus una că biserica e împotriva homosexualilor și am spus cu Ana, eu fac terapie cu oameni care sunt homosexuali. Sunt prieten cu o parte dintre ei. Nu le practic păcatul. Nu înseamnă că nu sunt alături de ei în patima care îi chinuie. Pe ce lume trăiești? Zic, dacă spun să descrii prin ce trece un homosexual părăsit pe patul de moarte de toți ceilalți, să știi că habar n-ai pe ce lume trăiești. Să fim serioși, noi trăim, Biserica Ortodoxă trăiește viața împreună cu poporul, nu împotriva poporului. Îmi pare foarte rău să spun, nu suntem un partid ideologic. Da, mă rog. Este păcat să se zămislească copiii în post? Auziți. La aia care se chinuie pe la turci să-și facă implanturi de 100.000 de euro de 3 ori, cred că dacă le pică în post, le dă Dumnezeu sănătate. Calculați-vă ăștia născuți vara cam când v-au născut părinții și veți vedea că nu suntem cei mai nenorociți. Da? Dar e bine, într-adevăr, că în post să ținem, să fim abstinenți și pe partea aceasta. Ăștia căsătoriți, ei la alți vă rog frumos să vă abțineți. Adică, da? Cum știm că avem o căsnicie pentru Dumnezeu și nu acceptată? Nu știm. Eu am zis odată și văd că au reținut oamenii din presă că singurul joc de noroc acceptat de biserică e căsătoria. Da? E o loterie, trebuie să știm asta, dar o loterie cinstită. Adică dacă ești un om întreg la minte, te gândești care este viitorul, cum te vezi peste 20-30 de ani cu respectivul. Nu, dacă vine un nene la 80 de ani și spune că se căsătorește cu o mirandolină de 20 și m-a întrebat, zice, de ce sunteți împotriva căsătoriei? Zic, moșul, mai bagă 10 ani la 80. 90. Ia bagă 20 plus 10, 30. Nu-ți spune nimic? Nu. Mai pune la 90 așa, prin absurd, încă 10. 100. Și la 30 mai pune 10. 40. Mă, o lași cam tânără, zic. Adică o lași fără orizont. Nu-s lucruri greu, dar dacă zipsește bunul simț, niciun alt simț nu te ajută. Știți? Cum trebuie să fie soția și soțul ideal într-o căsnicie? Ce căsnicie? Mersul trenurilor, să știm la cât picăm toți noi. Cum suntem să fim sănătoși? Așa e, da? Deci soțul ideal este un bărbat sănătos care își iubește nevasta care este sănătoasă și ea. Cel mai greu este când unul dintre ei se îmbolnăvesc și abia atunci află cât de valoroasă e sănătatea. Soțul ideal este soțul care vine acasă la timp și nu vorbește prostii. Nu vine cu abureli. Dar nici nevasta nu trebuie să-l aburească prea tare. Lucrând foarte mult cu cei dependenți de alcool, eu constat că, mă, dependența asta nu se naște din nimic. Iar terapia udiut pe cășău la bărbat nu prea merge. Ciocănitoarele nu mântuiesc. Deci, ideal nu există. Hristos ne-a zis, cu nună, roaba lui Dumnezeu ideală, cu robul lui Dumnezeu ideal, în numele tău. A zis așa ceva, v-a trecut cineva certificat de garanție la căsnicie? Când ne-am născut vreunul cu certificat de garanție? Ce s-a născut persoana cu certificatul în care spune, nu.
Oricum, soț și soție ideal sunt numai dincolo. N-ați remarcat că după ce mor soții și lasă doamnele văduve, ce băia bun am avut, e deosebit. Vă rog, doamnelor, să vă veniți în fire. Soțul ideal există și înainte să moară, bine? Spuneți-i că îl iubiți în ciuda faptului că e prost. Se va bucura. Se va bucura. Pentru bărbați, idem, ibidem. Da? Cum să ne creștem copiii ca pentru Dumnezeu? Recomandați-ne niște cărți. Nu vă recomand nicio carte. Ieșiți de pe Google. Parentingul care a cuprins România face parte dintr-una dintre marile schizofrenii culturale. Știți cum să vă creșteți copiii? Cum v-au crescut părinții și bunicii la oaltă? Și dacă greșiți, luați-o de la capăt. Copiii oricum nu sunt poligonul nostru de încercare. Acum îi pune pe copii, are un an, îl duc la grădinița în limba germană ca să aibă un loc de muncă peste 20 de ani. Pă bune! Eu zic să-l înveți arabă peste 20 de ani pentru Germania, că nu se știe. Nu se știe. Fiți oameni sănătoși la cap. Vă rog să învățați pe copiii dumneavoastră foarte bine limba română. Vă rog să învățați pe copiii dumneavoastră să-și aleagă singur hainele din dulap. Vă rog să învățați să se spele pe dinți. Să facă duș când put. Vă rog să-i lăsați să intre cu picioarele în baltă. Nu, apa din baltă nu-i cancerigenă, pe cuvântul meu. Lăsați-i să mânce fructe nespălate măcar o dată pe vară la bunici. Și mai liberați din București, că nu o să vă iasă bine. Deci recomandarea mea pentru dumneavoastră, citiți bine mersul trenurilor și aflați unde puteți duce cu trenul de partea de București 3 săptămâni pe an. Amin, am zis-o. Bine? Scoateți-i din mediu. Și nu învățați ca la carte. Nu, copiii nu sunt bisectoare perpendiculare. N-au nicio treabă. Este bine să alergăm după idealul? Depinde cum arată idealul. Aveam un prieten foarte bun care avea idealul să aibă o piscină în casă. Și i-a dat vecinul vreo două. S-o spar conducta și i-a zis, de ce îl înjuri? Păi uite ce mi-a, păi tu ai zis că vrei piscină, idealul vieții tale. Da? Aveți grijă ce vă doriți, că s-ar putea să se împlinească și nu e ok. Da? Nu, eu cred că idealul, singurul ideal pentru care merită să alergăm, este odihna noastră sufletească. Deci nu vi se pare interesant că alergăm o viață întreagă și la sfârșit vorba cântecului duhovnicesc din pustia, din Pantelimon, cum îi aleargă omul ca furnica, când moare nu ia nimica. Eu în mintea mea am o amintire de lângă lac de la Pantelimon cât o mie. Deci dacă eu am învățat despre comuniune ceva, să știți că nu din cărți am învățat. Aveam o mătușă, sora bunicii din spetată, care stătea în Pantelimon pe Alea Peleș. Și am nimerit într-o sâmbătă seara, când veniseră de la muncă grea, de peste săptămână, de la vopseluri, de colo, de pe unde munceau toți, și era un grătar cât jumate de stradă. Ardea focul la greu și era pește din lac pus acolo, erau mititei făcuți în grabă, erau toți la toată strada aia, își lua cinea de sâmbătă seara împreună. Și cântau cu un of și un dor fals total, de ei cântau bucuroși. De la oamenii aia învățam mai mult decât de la multe soboare preoțești. Mult mai mult. Nu fiți neatenți la darul pe care îl dă Dumnezeu prin cei din jur. Unor e mai de preț decât pare. Și de fiecare dată m-am gândit că e vai de noi dacă ne pierdem marginile în care credem că nu se întâmplă nimic. Cum mi-a ajuns fiul de 23 de ani dacă bea alcool foarte mult și slăbește foarte mult? Trebuie să vă adresați cuiva care să fie atent la el. În primul rând, trebuie el să vrea să scape de alcool. Apropo de ideal. Alcoolul aleargă după om, nu omul după alcool. Se ține scai, domnule. Omul e nevinovat. E nevinovat. Dar alcoolul ăsta, domnule, face ravagii. Oamenii fac ravagii cu alcoolul care consumă. Să vedeți ce interesant este când îți vine la tine un om care abia se ridică din picioare și când pleacă din terapie după 6 luni, 8 luni, 12 luni, stă vertical și aduce de mână unul care e tot atât de căzut. În primul rând, rugați-vă pentru el. Aflați cu cine dea și puneți-i pe toți pe pomenii. Există în viața unui sfânt, m-a impresionat foarte tare, un sfânt care făcea rugăciuni pentru copilul unei doamne și spune doamnei respective să rugau de ani bun deja și era nicio schimbare. Ce spune? Zice, ăsta bea cu cineva că singur nu bea. Ce nu, bea cu ăla, ce hai să-i punem pe pomenii. Pa, 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 pa. Ce, dar de ce? Poate rugându-ne pentru ei, unul dintre ei se va schimba și va ajuta și pe ceilalți să se schimbe. Și așa a fost.
Rugați-vă unii pentru alții. Nu-i poveste ce cere Hristos. Dacă faci fapte bune, ajuți oamenii, ești milostiv și nu ții post de la mâncare, este păcat. Postiți ca să evitați ideea că există păcat și nepăcat. Să nu postești nu e păcat, e neputință. Sunteți un om care face fapte bune, ajutați oamenii, sunteți milostiv, dar sunteți neputincios. Vă place cum sună? Dacă nu vă place, schimbați ceva. Bine? Mâncați mai puțin, beți mai puțin, uitați-vă la televizor și mai puțin și începeți de undeva. Cum ajută cunoașterea de sine? Foarte greu. Foarte greu. Pentru că noi ne scăpăm nouă înșine. Deci știm totul despre vecine și nimic despre noi. Știm totul despre fotbal, nimic despre noi. Dacă întrebi un tânăr despre formația nu știu care, sturul ăla de te rupe. Dacă întrebi pe el ultima dată când a zis un tatăl nostru, nu-și mai aduce aminte. Pentru că tendința acum este centrifugă dinspre noi, spre ceilalți, ăilalți. Și să vă mai uitați la un lucru. Ținem prea mult la părerea celorlalți, mai mult decât la propria noastră părere. Deci cunoașterea de sine începe când contează pentru tine părerea ta, asumarea ta. Modul în care tu spui, da, Doamne, eu să merg înainte așa. Samuele, Samuele, Vechiul Testament. Samuele, Samuele, ăla Nica, pe partea aia, Samuele, până aici sunt, Doamne, poruncește robul tău ascult. Asta înseamnă trezvia creștină. Deci cunoașterea de sine începe prin această trezvie. Aici sunt, Doamne, vezi ce poți face cu mine. Cum te detașezi de cele lumești, de tine, cum vezi esența lucrurilor? Lucrurile n-au esență. Terminologia nu mi se pare foarte fericită. Nu, lucrurile sunt lucruri. De-aia nu poți să zici. Îmi iubesc cârpătorul. L-am primit de la bunica și am evlat la cârpător de lucru. Tot toci pe el. Că nu poți spune fund de lemn în biserică, că sunt prost. Tot toci pe el vine de me. Cârpătorul nu se folosește pentru închinare. Da? Vreau să alegeți și să trăgeți bine. Esența din lucru este modul în care Dumnezeu a pus lucrul la nebunea noastră. Asta e singurul lucru care merită să-i dăm atenție. Lucrez la o firmă de pariuri sportive. Este păcat? N-ați jucat fotbal? Sau dacă jucați fotbal, să nu cumva să mai lucrați acolo, că e delict deja, e penal. Da? Mă gândesc că eu îmi câștig banii din nenorocirea altora. Nu speculați pe o slăbiciune a lor. Măcar aveți conștiință și vă mulțumesc pentru mărturia asta. Pentru că unii vând alcool și cred că fac bine țării. Nu? V-ați gândit vreodată din ce facem noi banii la PIB? Să ne plătim bugetare din vânzarea de alcool? Din tot felul de lucruri duhovnicești. Amenzi. Amenzi. Vânzare de arme. Asta n-am vrut să zic. Vânzare de bomboane. Da? Deci avem un mod de a strigă banii după noi și urlă din zidirile noastre. Că nu sunt bani. Cinstiți. Cinstiți. Sau curați. Eu zic că e momentul să vă căutați ceva mai serios de lucru. Am un verișor dependent de jocul pe care l-a jucat. Oricum îl pot ajuta. Nu prea pot. Să știți că eu sunt într-o mare dilemă de vreo 3-4 ani. Oamenii care depind de jocul de calculator trebuie scoși efectiv din priză. Cineva talentat din familie sau cineva pe care aveți încredere trebuie să stea de vorbă cu el, să explice mecanismul. Dar în principiu ei nu prea stau de vorbă cu nimeni că le pierd next level. Am văzut oameni murind în chestia asta în urmă cu ceva ani în puști dintr-un oraș din nordul țării care avea semi și montat acolo cam unde sunt florile. Atent să nu piardă rândul la un joc. N-a mâncat o zi, n-a mâncat două, ai lui erau plecați la o nuntă și puștea l-au descoperit mort cu mâna întinsă către sandwich. N-a mai avut puterea nici să-și tragă sandwich-ul către el. Nu-i glumă, din nefericire nu-i glumă. Sunt boli care trebuie tratate ca apare. Asta este realmente o boală. Gândiți-vă ce înseamnă neurologic. Tot flash-ul ăla și toată încărcarea cerebrală și vă veți lămuri. Că noi de obicei avem grijă să închidem geame. Suntem singurul popor care suferim de trasul curentului. Numai România ești bolnav de trasul curentului. Dar la calculatoare ne-am dorit toți, iPhone-e, toți. Nu? Îi vedem pe ăștia cum omoară pe stradă uitându-se la celular. Dar toți ne-am dorit să avem. Gândiți-vă acum, fără autostrăzi murim. Păi cu autostrăzi ce o să facem? Acolo trebuie și mai multă pertinență, și mai multă rigoare în ceea ce faci. Chiar nu existăm dacă nu folosim Facebook. Nu, eu exist, mi l-am închis, sunt așa de bucuros.
mi l-am închis de vreo lună și lumea crede că nu o să rezist. Eu le-am spus că nu mă cunosc. Eu mă cunosc. Cum trebuie să țină un copil de 10 ani post? Zâmbind și uitându-se la desene animale mai puțin. Da. Și poate să papă și o plătită cu ciocolată. Copilul e în sală, da? Mă aude? Mă aude. Ăștia mici aud mai repede ca noi. Un copil trebuie să țină post la 10 ani cu ajutor din partea părinților. Sigur că ciocolata nu e de post. Dar asta nu știe nimeni în afară de părinți. Copilul trebuie ajutat să postească cu bucurie. Și duhovnicul, care e un duhovnic bun, îl face pe copil să se bucure de postit, că îl împărtășește în fiecare duminică. Deci dacă vrei să postești bine, vii la părintele și în fiecare duminică ia trupul și sângele de Hristos, cel care te și ajută să postești. Și când mergi cu sandwich-ul la școală și îl vezi pe colegul tău de bancă că n-are ce mânca, rupe și bani de sandwich și dă-i, că nu o să te certe mama, sper. Da? Și dacă ai un măr, taie pe jumătate și dă-i lui ălălalt care n-are. Chiar dacă miroase urât și chiar dacă e cel mai rău din clasă, dă-te și dă-i o jumătate de măr. Bine? Că Hristos are nevoie de oameni, nu de postitori împăiați. Am avut multe dezamăgiri în viață. Mi-am scris un bilet al lui. Există fericire în această viață sau fericirea va exista doar după ce ne mântuim? Să ne lămurim. Fericirea pe care o trăim în viață este o fericire limitată de propria viață. Fericirea pe care o trăim în Împărăția lui Dumnezeu nu mai e limitată de nimic. Deci, eu cred că trăim și fericirea noastră limitată. Vă aduceți aminte ce fericiți am fost când a luat Steaua Cupa Champions League? Am ieșit pe stradă tot în fracțiuni de secundă. Ce Românie frumoasă e noastră! Ce frumoși am fost în decembrie 89. Și ce triști și ce alterați sufletește suntem acum. Ce ziceți dacă ni s-ar cere să ieșim iarăși pe stradă să luptăm pentru idealurile noastre, o facem? Nu, pentru că am transformat ieșitul în stradă într-un soi de... Aici este marea greșeală. Când transformi în terchea berchea toate întâlnirile, pierzi din esența lucrurilor. Știți ce m-a impresionat foarte tare? Un părinte pe care îl cunosc foarte bine și care de la începutul crizelor majore legate de justiție a fost judecător la viața lui. Și de la începutul acestor probleme majore din România a postit în continuu. Și este singurul meu mod de a-mi ajuta țara. Și e fericit. Un om care e fericit că își ajută țara. Poți să faci dragoste în post? Încercați, dacă vă iese. Care aveți cu cine, mă doresc succes. Vorbim de dragoste, nu de altele, da? A, sper că nu vă referiți la sex acum. Puteți face dragoste când vreți, că doar nu stă popa cu mitraliera la capul patului. Numai proști ăștia de la televiziune ne cred că noi acum trecem cu taburile pe cartea și spune care v-ați culcat, vă împușcăm cu un glonț, care nu v-ați culcat cu două glonțe. Ceea ce vine preotul în casă să vadă dacă vă puneți lapte în cafea sau nu, ăstea-s prostii. E propria noastră conștiință, ia vedeți. Se consideră păcat dacă îți faci plăcere singur? Da. Da, pentru că se cheamă abuz în serviciu. Da? Organul ăla e pus acolo să folosească unui serviciu. Când îl abuzezi, cum îmi dau seama că persoana de lângă mine este persoana potrivită pentru a lega o prietenie serioasă? Păi, eu mă uit la părintele, să rămân la părintele, noi ne știm de ceva ani, cu bune și rele, mai ales părintele pe mine cu alea rele. Deci, mă uit la Stelica, na, pe Stelica știu de când era copil. Deci suntem pe calea cea bună. Nu din privit ne găsim prietenii. Vă rog să evitați să credeți că mai avem prieteni. Începeți când ne spune că nu aveți prieteni pe nimeni, decât pe Iisus. Când le ai prieteni pe Mântuitorul, toți ceilalți îți devin prieteni pe grile diferite. Da? Știți ce impresionant e când îți vine băiatul după fiul meu în anul 2 la teologie, asta să eu ftic pe aia care cred că n-ai voie să-ți ții copiii în propria facultate, parcă facultatea mea e facultatea bisericii și a statului. Dar e impresionant să-l vezi că vine cu o notă mare la examen. Sau să-ți vezi fetița că îți împlinește idealul tău pedagogic. E impresionant. Ei sunt prietenii mei. Am și sfinți care sunt prieteni, vorbesc cu ei toată ziua, vreo câțiva. Acum m-am împrietenit tare cu Sfântul Ioan Iacob Cozevitul. M-a topit moșul. Îți topit. Vreau să învățați să vă găsiți prietenii. Prietenii nu se aleg la trezneală. Și să știți că sunt sfinți cu care poți să stai și la un pahar de vin. Parol de onor. Unul din ei a 40 de mucenici, dar să nu bezi toate 40 de pahare cu unul. Da? Deci nu există dragoste să n-aibă ecou într-un prieten. Dar să fie dragoste, nu mărșăvie.
Vin la biserică de uneori și aud mereu vorbindu-mi despre acceptare, supunere, înțelegere, dar în același timp mă întreb dacă totul e așa frumos și bine ceea ce vorbesc, de ce nu pun în practică. Că nu ne iese, gură mare, nici nouă nu ne iese, tobădați-mă. Avem și noi piesele noastre stricate. Dar măcar vă spunem ce aveți de făcut. E ca polițistul ăla care stă pe marginea străzii cu radarul, nu înseamnă că nu calcă și el 70 prin oraș, avem pardon. Dar când te-a prins, te azi, pentru că el de meserie e băiatul care te prinde. Și unor te scapă, tot el te scapă. Știți că toată lumea înjură pe cei de la poliția rutieră până când au un accident și văd creierii celorlalți pe jos și băiatul ăla cu tricoul galben vine să rezolve problema. Știți? Deci vreau să înțelegeți bine. În biserică veți auzi ceea ce aveți de făcut. Nu-i musai ca ăștia, antreprenorii de pompe funebre, cum ne crede lumea, să și aplice întru totul, că nu ne iese nici nouă tot. Dar măcar încercăm. Nu lăsați fără încercare niciun cuvânt care voi să transmit. Am două fete mici încă. Cum aș putea să le duc să învăț să nu facă nicio întrerupere de sarcină? Doamne, lasă-le că-s prea mici. Ho! Alo! Mata le vață să facă tocană, să-și spele ciorapii. Bine? Lasă-le să se macheze din când în când. Nu fii fiară apocaliptică cu ele. Ho! Direct la întreruperea de sarcină. Ghetele de ele nici nu au ieșit din bancă. Vai, și cum am putea să îmi convinc al treilea bărbat, în bărbatul să facem al treilea copil? Doamne, asta e chiar treaba dumneavoastră, nu ne putem băga. Ca biserică, chiar atât nu putem merge atât de departe. Dar sunt convins că aveți suficient de mult tact încât să-l convingeți. Bărbații nu sunt greu de convins. Nu, nu. Bărbații nu sunt greu de convins. Dar dacă e mințit. Deci stați cu minte, rugați-vă și povestiți. Iar fetele, lăsați-ne în pace, sunt copii. Un pacient cu accident vascular, care acum este în recuperare, poate lua gheaz normale. Tot timpul, dacă am putea să-i dăm un ven alerz, dar nu putem, Doamne ferește. Domnul Micul a spus că poate lua chiar dacă ajunge, că poate lua doar dacă ajunează. Doamnă, să-i transmiteți duhovnicului salutările noastre. Bine? Un bolnav cu AVC este un om cu un pas în lumea a gheazmei mari. Acolo unde toată apa, știți că în rai toată apa e numai gheazmă mare. Am impresia că duhovnicul softică, că el mai trebuie să posteze niște reguli. Nu, părerea mea personală, poate că greșesc, dacă greșesc, nu. Dar părerea mea personală că nici nu se pune problema să nu poată lua gheazmă mare. Are răbdarea limită. Da, răbdarea femeii este limitată de răbdarea bărbatului. Care e limita prostiei? Ide. Cum să facem să atragem adolescenții mai mult la biserică, fără să-i obligăm? E greu, nu o să putem monta niște, cum se cheamă, niște... Nu, nu avem ce monta în biserică, să-i putem atrage. Nu putem să facem stripteze, să se schimbe pe aici. În afară de Maria Egipteancă, nu avem altă stripteze în Sinaxar, da? Nu avem ce să le facem, ce să facem. Am încercat cu Ito să le arătăm că știm să cântăm și compact B. A transmis Trinitas un compact B, să rășine toți acolo. Dar eu sunt conștient că biserica a făcut pași foarte mari către tine. Problema e că tinerii noștri nu fac pași spre nimic. Nici spre școală, nici spre familie. Sunt lehămițiți. Și lehămițiți pentru că tot timpul le oferim, știți, e ca la calculator. Când îi dai prea multe comenzi, se blochează. Așa și tinerii, un pic blocați, prea multe comenzi. Dar nu vă temeți că vin tinerii în biserică. Cum ne împărțim între familie și carieră? Avem tici familia. Cariera se termină, familia never ever. Și la carieră, dacă vii de urmă deștept așa, ca să zic că ei nici nu sunt numiți politici în carierele noastre, nici unii, dar dacă vine unul și parchează greșit și va lovit, tot la familie trebuie să mergeți. Golful salvării carierei este familia. Cariera nu salvează familia, dar familia salvează tot timpul cariera. Vă doresc succes. Bine? De ce să-mi păstrez fecioria până la căsătorie? Ce să faci cu ea? Să o crepi, să o dai la câini și la lucru. Ține dragă acolo. Fecioria, când prindeți fecioria, să întrebați de ce. Da? E absurd, adică. Cum se face o nuntă creștină? Da, ar mai fi o soluție. În urmă cu câțiva ani predam la un liceu și le povesteam că ele care aveau fetele, ele săracele picase, dar băieții sunt mai tâmpiți, mai duhovnicești ca ele. El le-a spus atunci, a zis, bă, știi care e treaba? Că
Voi acum vă consumați bunurile astea date de Dumnezeu, că ăsta e un dar până la urmă. Și la un dar vine foarte frumos, călare pe un Ferrari roșu, cu o carieră de 8 milioane euro net pe lună, un tip de ăsta beton, așa frumușel, inteligent, și își cere un singur lucru, pe care nu-l mai ai. Că l-ai dat lui ăla, fraierul ăla care te-a prins. Și atunci? Vai, părinte, vai, părinte! Lucrurile cu adevărat importante cresc în contexte importante. Cum se face nuntă creștină? Nu. Bărbat cu femeie. Încă. Da? Și cum să facem o nuntă creștină? Că există o limită. Dacă aia, sigur că e bine să nu se bea, că bine să nu se joace. Dar să știți că dacă unii nu joacă, nu înseamnă că nu-i joacă dracu și pe ei. Sunt câțiva care la mine, la nuntă, nu s-a băut. Bine. Și el e divorțat. Adică nunta îi privește pe miri. Vreau să înțelegeți bine asta. Să le transmiteți tinerilor din familie că biserica îi așteaptă pe ei la biserică. Nu nașii, nu neamurile, nu pilele, nu relațiile. Câte unul a venit rău, doamna a venit la mine să mă bată într-o zi, că i-a îngrăbit fata la măritat. Mai aveau 3 ani până să ocupe o sală pe care vroiau ei să facă nunta, vroiau o rochie cu perle răsucite și cu și. Nunta nu-i sindrofie de păcate. Nunta este împlinirea iubirii în celălalt. Și am zis cu Coana, vrei să-ți mări fata mireasă sau curvă, ca să ne lămurim? Vai, părinte! Păi atunci ce-mi spui tu mie? Crezi că aia 3 ani de zile va sta cu ăsta să bea ceai în fiecare zi? S-a mai și mutat cu el. Că e o modă acum. Se mută împreună și sigur mănâncă numai cu vrici brașoveni și ceai. Să fim serioși. Să fim serioși. Cum știu care este voia lui Dumnezeu în viața mea? Păi dacă îl întrebați, vă spune. Dar întrebați-l așa ușurel, nu luați tare. Dumnezeule, care-i treaba mea ușurel? Că nu răspunde la strâns de gât. L-am întrebat și mi-a zis că nu-i place. Oh, Doamne. Cred că dacă începești, da? Continui. Părinte, cum putem ajuta o femeie săracă în cunoștință datorită unui diagnostic de retar mental să ajungă la Sfânta Împărtășanie? Păi, am să vă povestesc o poveste. Sora mea este învățătoare de profesie și de vocație. Prima ei clasă a avut întâlnirea după câțiva ani buni de... Nici mai zic câți ani sunt, că mi se face mie rău. Eu îi cunosc de când erau în bancă pe copiii ăștia. Acum ajungi sobri bărbați și distinse doamne. Mulți dintre ei, oameni foarte așezați. Și la un moment dat, între ei se strecoară la masa de întâlnire una dintre fete care a intrat în clasa 1, în clasa 2, după ce căzuse de pe scară în cap și avea un retard datorită acestui șoc, dar care, datorită prezenței de spirit a sorei mele și a colegialității colegilor săi, a terminat 8 clase, ba chiar 10 clase, și cu efortul tuturor celor din jur, a avansat cât a putut ea. Când i s-a terminat clasa 10-a, cum era pe vremea cealaltă la treapta a doua, s-a odihnit și a luat un loc de muncă și 5 copii are. Ceilalți au câte unul. Au unul că n-au putut face jumate. Dar unul, sigur că sunt oameni cu case, cu de toate astea, avea 5 copii și n-avea dinți în gură. Râdeau ăștia să moară. Dar, la întâlnire a venit cu o cutie de bomboane și cu flori pentru doamna. Ăștia și-au dat coate unul la altul. Bă, ce facem? Hai să ajutăm cu tare. Și una că au strâns niște bănuți și au zis soră mie, doamna, dați-i dumneavoastră că de la noi n-ar primi. Și am zis soră mie, abia acum clasa ta a terminat clasa 4. S-a dovedit că i-ai învățat bine. Vreau să vă spun că niciodată, în nicio situație, persoanele care au un retard mental dovedit medical și care nu ține de evoluția lor, n-au probleme cu împărtășanie. Eu am slujit câteva luni bune într-un spital psihiatric. M-am simțit mai în siguranță decât multe întâlniri din oraș. Nu mai spun că într-o vreme, pe când înlocuiam la Turceni, pe preotul de acolo, directoarea spitalului de psihiatrie cu boli grave m-a rugat frumos să mă duc să le dau măcar anafură celor bolnavi de acolo în Sâmbăta Mare. Am sfințit special niște coșuri pentru ei și m-am dus. Cel mai tare tatăl nostru pe care am auzit vreodată în viața mea l-au rostit oamenii disperați după Dumnezeu. Noi plictisit. Dacă ne-ar prinde radarul în biserică, jumătate din noi rămâne fără carne de creștin. Ăia, exact ca Ștefan Iordache, e în cel mai iubit dintre pământeni. Tatăl nostru!
Știți cum strigau? Deci mi-a căzut sufletul. M-am rușinat eu de ei. La sfârșit, sigur că s-au înghiontit, dar mâncau pâine. Toți cei de acolo, care erau extrem de bolnavi, extrem de bolnavi, toți s-au așezat pe, să-i fi văzut, oameni pe care nu-i puteau ține câteodată 2-3 asistenți. Stăteau cu minți pe bănci și mâncau pâinea lui Dumnezeu. Deci aduceți-o că eu bănuiesc că sunt destui oameni să vă ajute la... Asta e partea a doua. În familia mea, doi copii, băieți de 49, cu doi părinți ce nu comunică destul de armonios cu ei și între ei. Nu. Locuiți în București, ar fi culmea să puteți face mai mult. Către ce să-și îndrepte atenția mama în educația copilului? Povestiți cu băieții, oricum mai lăsați un pic că i-ați marsupiat cu totul. Nu-i sufocați. Știți că în pilda întoarcerii fiului risipitor, imaginea asta a tatălui ar trebui să ne pună pe gânduri. Mama lipsește din pildă. Lipsește. Elementul maternal lipsește din pildă. Dar uitați-vă la tatăl. Tatăl este primul om care te ia în serios când te naști. Mama e în suferință, medicul și-a făcut datoria, asistenta bate din palme, tot neamul se pilește, dar tata trebuie să fie treaz, trezvia familiei. Primul om care te ia în serios. O chichineață de carne acolo, mai și faci pe tine de vreo câteva ori. Deci vă rog frumos, nu vă creșteți pe copiii singuri când aveți lângă voi bărbat sau soție. Puneți-vă împreună, mama nu trebuie să facă nimic din ceea ce nu i-ar crește copiii. Care este părerea noastră despre preoții clar văzători? Nu știu că eu am ochelari, sunt în progresie. Mi-am făcut niște ochelari în progresie. Părinții care sunt clar văzători, dacă sunt clar văzători, nici nu-i știm. Ei au învățat că gura clar văzătorului se închide mai repede decât ochii. Hristos este în noi sau în exteriorul nostru? Depinde. Și în noi și în exterior. Nu în spate. Este iadul o formă de existență pământeană? Uneori da. Dacă iadul este celălalt, ca să o citim pe Dostoievski, înseamnă că uneori poate să fie. În blocuri trăim uneori iadul. Aduceți-vă aminte cum vă vorbiți, că tipul de la 13, tipa de la 22, aia de la etajul 4, noi nu mai știm pe nume. Unde nu e nume, nu-i pomenire. Unde nu-i pomenire, e iadul. Este iadul o formă de existență virtuală după trecerea în neființă? Noi nu trecem în neființă. Scoateți-vă șurubelul din cap. În neființă nici dracul nu trece, că și ăla are treabă. Dumnezeu, când ne-a dus de la neființă la ființă, a dovedit că nu mai putem trece de la ființă la neființă, că altfel n-ar mai fi Dumnezeu. Da? Dumnezeu, așa, vă mulți, așa? Mai dă. Că acolo mă lăuda și iar mă simțeam rece. Care sunt păcatele care opresc în mod categoric o persoană de la Sfântul Împărtășanie? Toate păcatele nepocăite. Știți, a venit odată la mine cineva și mi-a povestit ce viață tumultoasă ducea și o întreb, mă pune bâzul să o întreb și îți pare rău, nu, părinte, așa bine a fost? Nu. Dezleagă-o pe aia dacă poți. Deci cele mai grele păcate sunt cele pe care nu le pocăim. Ca aia care l-a întrebat pe părintele Teofil, părinte Teofil, ce? Prostia e un păcat? Nu, dragul, prostia e un năcaz. Nu fiți necăjiți, da? Sărâna. Dacă un băiat nu a primit iubire din partea mamei, el refuză să o ierte, pedepsește femeile din viața lui doar că nu uită în iubirea mamei și... Asta cu... era Freud, nu l-am văzut pe aici pictat. Părinte, să băgați un Freud, un Adler, ceva. Să știți că ne-am îmbâxit de psihoterapie. Nu-i chiar așa. De exemplu, Sfântul Ioan Hozevitu, că tot v-am spus eu cât de fain e omul, în 1914 mare mama și în 1916 mare tata. Rămâne cu bunica. Până în 24. Când îl preia un unchi, unchiul Alecu, care era proaspăt căsătorit și aia nu prea l-a iubit pe bietul Ioan. Nimic din ceea ce a făcut Sfântul Ioan n-a vădit că n-a avut părinți și că l-a urât unchiul Alecu. Terminați. Astea sunt din alte cărți. Sunt zeci de bărbați care nu au avut parte de iubirea lor și își iubesc soția și copiii tocmai ca să echilibreze. A iubi e o chestie de bun simț. O ai sau nu ai? Atât. Cum poți să scapi de timiditate? Nu puteți. Slavă Domnului, să știți, lumea va pieri când fecioarele nu vor mai roși. Stați timid. E mai bine așa. Minți. Să vedeți timiditate pe preoți la liturghie. Când ne vedeți de bățoși, când ajungi la luați mâncați, te intimidezi cu tot. Un preot care nu se intimidează la luați mâncați, n-are ce căuta la altar.
cum se cunună cu cei care, cum să se cunune cei care trăiesc în concubinare? Și din corp, aparte. Repede. Repede, repede. Da? Cu condiția să nu fie căsătorit în altă echipă și să joace la dublu. Cum sfătuim despre spovedanie pe cei care nu s-au spovedit niciodată? Nu-i sfătuiți! Nu-i sfătuiți! Ferească! Dovediți-le că vă spovediți! Să vadă ei dumneavoastră bunul simț câștigat din spovedanie. Eu când iau bunul, zic, părintele noastră, nu mergeți în licee să le vorbiți despre spovedanie? Nu! Dar ei știu ce fac de meserie. Nu te uiți la popă și crezi că schimbă biela manivelă la mașină, nu? Știi că ăsta și spovedește în timpul liber, când mai are. Cum sfătuim pe cei ce cred în aure și reîncarnare? Ăștia cu aurele, păi și noi mai credem în aure câteodată, chiar credem. Da? Dacă vă uitați că, da. Ăștia cu reîncarnare, să știți că avem o problemă majoră, pentru că nu prea înțelegem. Îi spun acolo o tocană de informații și ne spun nouă că este prescură. Nu intrați în dialog cu oamenii care n-au logică în ceea ce spun, că ei nu vă vor crede niciodată. Pentru mine s-a limpezit lucru, nici nu rugați-vă mai mult, pomeniți-i cu drag și zâmbiți, că n-aveți ce să faci. La omul bolnav trebuie să zâmbești. Depinde de ceacre. Da. Grijă la ceacre când zâmbiți, să nu vi se blocheze, da? Mă uit la ei că vin cu niște elucubrații mai mari decât ei. Anii 90 erau și mai. Era un medic la Sibiu care scria o carte de ce Biblia este neagră. Și am făcut recenzia și am zis, domnule doctor, Biblia are culoarea sufletului care o citește. Asta e toată problema. Nu, nici nu. M-a întrebat unul, părinte, nu crezi în recanare? Bă, nu. Păi cum, că zice ăla, mi-a dat niște nume de la Șilita, Chilita, zic, bă, neamul meu de pe Vișoară, numai la Buda nu stăteau cu capul, bă, frate. Îs câteva neamuri Buda în Maramureș, dar nu au legătură cu băiatul ăsta care a murit de stop ficațial de la mâncărică. Asta a murit pe bază de diarie, săracul. Cu tot respectul pentru ei, treaba lor să cadă în ce vor. Dar nu, mă, nu spune mie că acolo e adevărul și la Hristos, săracul, care poartă în spate păcatele lumii, nu e adevărul. Există migranți economici. Terminologia mi este cunoscută oarecum din niște studii de la jurnalele economice. Sigur că există migranți economici. Toți în București sunt migranți economici, oricât n-ar vrea să recunoască. Doar bucureștenii, cât ori mai fi, nu sunt migranți economici, pentru că ei i-ar da afară pe toți. Pe toți. Din București. Iar dacă nu, mai suportă. Spresați de toți. Dar în rest toți. Comune lăturalnice. Eu am fost migrant economic când am făcut armata la Hereș-Hotarele. Vedeam o dată pe lună, luam cutiile de carne de la depozitul armatei și plecam înapoi în unitate. Aveam o migrație redusă. Iar acum avem migranți economici, jumătate din populație, nu 20.000 de români au plecat în Canada. Au alcătuit, probabil, nu, au plecat Făgărașul din România. Și avem o plecare de 200.000 de oameni pe an. Buzău, pa! Da, ați înțeles? Sunt. E o realitate, dar nu cred că... Care e poziția noastră corectă față de ei? Păi respectul că... Așa cum dumneavoastră ați venit când, știți, la Brașov e simpatic, că eu sunt brașovean de fel și prin 56-60 când s-a dezvoltat Steagul Roșu și au venit moldovenii de la Botoșan și pe partea aceea, băi, frate, nu puteai sta în oraș în povestea ai mei. Pe bune, era greu. E greu. După vreo 20 de ani să le zice lor că sunt moldoveni, vai din mine și din mine, ce brașovean, dragă. Așa sunt mulți care nu... Mai aveam un prieten care spunea, băi, zice, eu sunt din București, și unde stai? Dincolo de Pantelimon, zic, știu eu cum e. Adică sunt zone și zone, dar toată lumea are locul de dreptul pe pământul ăsta, nu-i făcut pentru lucru. Sunt tineri care lucrează în străinătate și nu merg la biserică. Nu. Sunt și bătrâni care lucrează în străinătate și nu merg la biserică. Sunt și bătrâni care stau acasă și nu merg la biserică. Și uite așa, sunt. Unii merge, unii nu merge. Se scuză că nu au unde să găsească o biserică ortodoxă. Și asta e drept. În Franța și Anglia, tinerii nu fac comunie religioasă și nici nu-și mai botează copiii. Ce putem face să-i salvăm pe acești tineri? Doamne, dezvoltarea bisericii ortodoxe în diaspora e mai tare ca în București. Credeți-mă, parol de onor. Cine vrea să găsească pe Hristos, n-are nevoie de sprijinul nostru. Sunt niște lene și ne convine așa. Se vede că, în general, românii n-au plecat peste hotare ca să dea peste Domnul cel mort și înviat și să se pocăiască în Anglia de păcate. Nu, s-au dus să facă bani. Ne-am bucurat când au plecat să facă bani, acum se comportă ca niște oameni care fac bani. Ne rugăm să vadă și printre bani, să vadă și pe Hristos. Cum putem îndrepta pe... Fiindcă s-au adunat foarte multe întrebări și bilete, oprim luarea biletelor.
ca să le putem epuiza pe acestea. Mulțumim. O să epuizăm vorbitorul. Cum putem îndrepta pe fiii noștri către credință, post și participarea lor la viață, la Sfânta Liturghie? Să știți că nu am soluție. Mi-ar place să vă dau o rețetă, să vă spun două bucăți de tămâie băgate în aghiazul mare, băută seara înainte de culcare, ați face-o pe cuvânt. Dacă aș ști că așa vă luați copiii, ați face-o. Nu, copiii trebuie să vadă în părinților biserica. Dacă copiii nu văd în părinților biserica, mă iertați că vă spun. Da? Cu făcălețul murdar de tocăniță dat în capul cuiva, nu îndreptați lucrurile spre biserică. Nu merge. Plus că, gândiți-vă, noi avem pe copii la școală, la școală vreo 6-7 ore pe zi, în mediul școlar, și îi țineți acasă vreo 2 ore. În alea 2 ore nu puteți strica, îndrepta ce se strică în alte 7 ore. De aia, prezența liturgică a bisericii în România trebuie sprijinită de toți cei care educă copiii spre liturgic, nu doar de familie. Am o vârstă de 46 de ani, doi copii, băiatul de Gabriel Ion, băiatul a luat-o pe calea cea rea, joacă la jocurile de noroc, ia bani cu împrumut și din casă duce. Da, e un om bolnav. Să țineți minte, este o formă de dependență care poate fi tratată doar în centre specializate. Din nefericire, România nu am cultivat suficient de mult ideea că nu putem face. Veneau la mine, venea bărbatul sau copilul, era tânărul dependent de droguri și îmi spunea să citesc o dezlegare. Nu este dezlegare de drog. Există muncă în favoarea acelui drogat ca să se înțeleagă pe sine. Așa e și cu copilul meu nostru. E mai lungă povestea, dar o să pomenesc mai bine, îl păstrez și pomenesc decât să mai citesc. Cum să-l ajut pe tatăl meu să se lasă de alcool? Depinde de vârstă, depinde de mediu, depinde de timp, depinde de cât sunteți dispus să cheltuiți, depinde cu cine vreți să vorbiți, depinde. Nu există un răspuns simplu la întrebarea asta. Și oricum, pupați-l, iubiți-l. Un tată care bea nu e mai prejos decât un tată care își crește copiii corect. Tata-i tată. Din fericire nu ne-i alegem. Există ca atare și se manifestă. Aveam o domnișoară care, bă, îl făcea pe taică să troacă de porci. Și zice, cum să se lasă de bă? Păi și am zis, cum să se lasă dacă tu pui presiune pe el? Măcar unul din casă trebuie să-i stea aliat. Fără a-i turna. Dar de pupăcit poate fi pupăcit. De ce nu am parte de un prieten? V-a ferit Dumnezeu. Momente în viață în care o să dați slavă Domnului când aveți prieten. Părinte, sunt unele cântece poezii scrierea unor autori neortodoxi, de pildă Costache Ioani, Richard von Brandt, pe care le ascult, citesc cu drag. Credeți că greșesc? Mie îmi place Shakespeare. Foarte mult. A apărut o ediție nouă la sonetele de Shakespeare la Editura Cartier. Vă rog să o citiți. Și Shakespeare, pe bune, nu e ortodox. Da? Cultura nu se face numai din ceea ce numim noi a fi ortodoxie. Da? Cultura se face din tot ceea ce înseamnă trăirea celorlalți, bucuria celorlalți de a rosti și de a vorbi. De 2 ani încerc să mă angajez cu ajutorul acatistului Sfântului Nectarie și nu reușesc să trec de partea interviului din cauza pilelor. Ce să fac? Schimbați acatistul. Nu-l mai chiniți pe bietul Sfântul Nectarie, mă, oameni. În România, conform legii, angajarea se face pe bată de curriculum vitae. Când intervin pilele, înseamnă că nu e angajare, ci e capcană. Căutați ceva mai pe măsură, unde să simțiți cu adevărat. Și după aceea faceți acatist să se-i mulțumiți Sfântul Nectarie. Bine? Nu, nu-l forțați pe Sfântul Nectarie, că nu poate nici el tot. Nu am luat la facultatea la care mi-am dorit. Slavă Domnului! Eu sunt un ratat, eu trebuia să fac aseul. M-a trimis mama să fac aseul. Mamă, ce ieșea din mine! Ce ministru actual al finanțelor? Hai de cabă! Am fost foarte supărat atunci. Făceam aseul în dorința de a fi jurnalist. Abia de un timp sunt jurnalist cu acte în regulă. Și mi-a luat 30 de ani să ajung unde credeam că ajung ușor. Dar mi-e mai bine că am ajuns greu. Pe bune, merită toate eșecurile. Slăbite să fie toate eșecurile dacă te duc la adevăr. Cine știe ce prostie îți doreai? Cercetător în domeniul managementului internațional al conflictelor. Pe bune! Ei mai întreb pe studenții teologi, și mă, tot în sor, da. Și unde mergi? Îmi dau ei câte un titlu de ăsta, noroioșii din deal. Bine, mă, Gică, dar tu i-ai spus la asta unde mergi? Nu, părinte, dar aia ce face? Ea este managementul contabilității transfrontaliere. Și când satul ăla fără budă, bă, mai mare dragul, bă. Aia o să leșine când o să vadă cum intră tocul așa în asfalt, care asfaltul dă 2 metri. Noroiul până în capăt.
Nu, sunt lucruri în viață care merită să le ratăm. Binecuvântată fie ratarea, revin. O fetiță în vârstă de 7 ani întreabă dacă e bine ca mamele să-și bată copiii. Nu. Iar ea când va fi mamă, să fie o mamă mai atentă. O fetiță, indiferent de vârstă, dacă întreabă asta, înseamnă că mama trebuie să fie mai atentă la ea, bine? Ce poate face o mamă care vede o urmă de răutate în copilul ei? Să o pupe, Domnul. Un copil se vindecă prin pupăcitul, Domnul. Nu cu teoria, cu Google-ul, cu pastile. Una și-a dus cochilul săraca la medic, pentru că fetița se uita la un desen animat și plângea. Îi plăcea un personaj și când se încheia personajul și pleca, plângea puștoaica de rupea locul. Părinte, e nebună, ce boală! Zic, tu ești nebună, tu nu-i scos din priză televizorul. Vai, părinte, ce nu spune? Și atunci am zis o poveste. Există o carte scrisă de un iranian, de o iraniană, de fapt, care povestește că într-o pușcărie mare din Iran, la un moment dat, unchiul fetei care a scris cartea intră în contact cu un mare filozof iranian, mare autor de jurnale, un scriitor mândrea lor, dar care, fiind arestat, împreună cu el în aceeași pușcărie politică, pe bune politică, nu ca la ei noștri care se plâng că sunt prins politici că au furat bani, da? Deci altă mâncare de pește. Și s-a pus acolo și a spus, îl vedea pe ăsta în fiecare zi, om inteligent, cu facultăți, decan, rector, ce fi fost el. Îl vedea în fiecare zi de la 8 la 8.42 că nu mișca de la desene animat de la televizor. Se uita topit la televizor, la desene animat. Ăsta n-a zis nimic, după un an și-au câștigat încredere un altul și n-a trebuit, domne, eu prima dată nu te-am întrebat de acum, dar ai voie să te întrebi, da. De ce stai, domne, topit acolo? Că ești dita mai om, o somitate, ești un om de cultură. Ce trebuie să-ți spun? Știi că între personajele de acolo este și un duh de ăsta care iese dintr-o sticluță. Nu era chiar Aladin, dar pe acolo. Ce da? Ce vocea respectivului duh e vocea soției mele care e actriță. Câtă vreme ea apare în desenele la animat, înseamnă că e bine acasă. Copiii, când văd un personaj care emoționează, înseamnă că le astupă un gol din inima lor. E bine să serbezi ziua în post? Ziua da, dar nu și noaptea, da? Deci, puteți să faceți ce vreți în post. Da, puteți să o sărbați cu mâncare de post, cu muzică de post, care o fie aia, nu știu. Dacă pică tot timpul un post, ce faceți? Nu vă mai sărbați ziua? Nu vă mai sărbați. Sărbați-o, cum facem noi cu Sfântul Gheorghe, pentru că ziua lui pică în post, o sărbăm după aia. Dar nu ca și Gheorghe în pește, este adevărul, dar nu în săptămâna mare. Da? Deci liniștiți. Puteți să puneți ziua dumneavoastră când vreți. Când e ziua de sărbătorit a unui om? Când ne naștem? Când ne concep ai noștri? Câți ani avem? Anii care avem sau 9 luni mai mult? Ca la chineză, e totdeauna când se naște copilul, trec pe act un an. Ei știu bine ce zic. S-au gândit ea 3 luni până să facă 9. Da? Astea sunt așa. Ce e mai important? Bucuria sau interdicția de a petrece? Păi dacă faceți interdicția de a petrece în post, e clar că nu aveți nicio bucurie. Dacă dați bucuria de a constata în post ce important e Dumnezeu, e ok. Ia să vorbiți cu părintele, să spuneți pe tăcute așa și să veniți cu copilul în biserică, știu eu, la ora cutare și toți colegii lui să fie în biserică, să-i cânte la mulți ani și să ciocnească un pahar de suc și să glumească părintele cu ei. Eu mai fac așa la catedrală câteodată. Și mă distrează total. Iar darul cel mai mare pe care îl fac copiilor până la 14 ani este că le invit pe domnișoare în altar. Să crape babele, nu de-am. Deci de ziua lor le invit în altar și le spun, uite, așa arată darul meu pentru tine, este să te bucuri să vezi altarul. Morălea! Fiar apocaliptică! Flit! Pe băieți, la fel, pe băieții invit să stea cât poate de mult în altar. Cred că e important să înțelegem că altarul nu e interzis oamenilor, dar e darul îngerilor. Bun. Altă dată veneau copii în școală, altele, aia beton. Fotbal n-am jucat, că nu se joacă fotbal în biserică, dar ei ca ei. Alergau, strigau și la mine adunarea ne-am pus turcește și am mâncat prescul în buricul catedralei, să leșine aia. Mâncau copiii cu o poftă, doar prescul e pită goală, doamne iată. Și zic, mă, cum e dulce, părinte, n-am mâncat în viața mea așa ceva de bun. Era pită goală, dar dacă i-o dă părintele în casa lui Doamne, Doamne, ia învățați pe copii să vadă așa lucrurile. Mai că te-ai mutat la Sibiu, așa-i? Cum a ajutat un adolescent cum să se lase de patima fumatului și să vină la biserică? Prietena lui mergând de câțiva ani. Păi vorbesc cu prietena să-i stingă țigara la tine. Nu de tutun mă tem la tineri.
Nu de totul matematică, ci de lipsa de gândire. Mie asta mi-e cea mai mare frică a mea. Nu-i faptul că fumează, că nu, ci faptul că nu gândesc, că iau totul de-a gata și cred că așa e. S-au schimbat un pic clișeele din Veneția. Aveam un prieten și ziceam, băi, dacă fumează în tunel, duci la un popul fumător și rezolv problema. În afară de... e glumă. În afară de căsătorie și mănăstire, există și altă formă de viețuire acceptată de biserică. Văduvia, de exemplu. Da? Orfanatul. Familia monoparentală nu este anulată de biserică, dar este îngrădită într-o oarecare măsură. Dar sunt foarte multe forme. Nu celibatul prelungit, că devii țintă de atac pentru alții. Adică atunci când vă gândiți la cum vă trăiți viața, trebuie nu doar să vă gândiți la cum vă trăiți viața, ci și la cum influențați pe ceilalți să-ți trăiască viața. Dacă domnișoara la 30 de ani nemăritate intră într-un cadru de întreprindere unde toate celelalte sunt măritate, cu problemele lor și se fâție de două ori către biroul șefului, în fracțiunea de secundă, filmul artistic s-a schimbat și are alt nume. E de pe Hustler, nu e de pe HBO. Da? Deci contează enorm de mult să știi să te ferești, să-i dai celuilalt gânduri urâte. E foarte important să trăiți așa. Cum să ne adunăm la rugăciune când mintea ne zboară aiurea? Tot timpul ne zboară mintea aiurea. Dacă am avea un radar, cum e aici așa frumosul candelabru, să avem un radar de la rotor, să vedeți ce zboară deasupra bisericii duminica, v-ați speria. Toți venim cu gândurile noastre, venim cu grijile noastre. Uneori trebuie să recunoaștem că se apropie părintele de predică, de sfârșit, că se simte când obosește preotul, credincioasă deja se gândesc, mai de mine, uite, da drumul la supă, n-am dat drumul la supă, să mă duc mai repede, că e nebunul și vrea să mănânce. Ăla stă în față și Doamne, dă-i un gând bun, nevestimii, să te ducă mai repede, că mi-o foame, nu ținut părintele de mine, să o strepeze stomacul. Uite așa, fiecare pale lui. Nimeni nu știe în schimb ce gândește preotul. Primul care trebuie să se lase de gânduri e preotul. El nu are voie să duce la ambon cu frustrări, cu jumătăți de măsură. Bea când ne invidiază, către unii rog să ia și crucea noastră. Nu numai haina noastră. Cum să trăim în bucurie? Cu greutate. Dacă credeți că oamenii bucuroși nu au nicio... Eu cei mai bucuroși oameni pe care i-am cunoscut erau oameni care, în mod normal, erau plini de griji și nevoi. Plini de griji și nevoi. M-am uitat la arabi în Țara Sfântă. Senin, Doamne, să vede că nu au nimic de pierdut. Care e omul bogat? Cine, ce înseamnă să fii bogat? Omul care nu vrea mai mult decât are. Punct. Asta e o bucurie. Cum să ne bucurăm chiar și atunci când suntem triști? Păi nu există o soluție la asta. Veniți la Sfânta Biserică și vă oferim praf de cădeniță cu mirodenii de la cuviosul Pafnutie Tebaitianu. Nu există așa ceva. Cine vă vinde rețete de astea, minte. Da? Bucuria se trăiește pe cont propriu de cele mai multe ori. Și este bucuria adevărată când se împărtășește celorlalți. Și după aceea, după ce ne împărtășiți celorlalți, uitați-vă la moaca lor. Și veți mai refuza să împărtășiți și celorlalți. Cum faci comuniune între minte și suflet? Muncind cu mintea în favoarea sufletului. Dați-i minții ce are de voie ca să-și vadă sufletul. Lumea din jur ne învață să ne vedem doar trupul. Știți ca povestea aia, ci că alergarea vă slăbește. Alergați zilnic. Bă, dacă ai cardiac sărac, mai bine stă acasă. Și iepurele aleargă mult și trăiește 15 ani. Iar broasca țestoasă aleargă greu și trăiește 465. Nu există soluții. Există doar efort. Fericirea este în noi sau în exterior? Ne-am mai întrebat odată și v-am zis, așa cum Hristos este și în noi, și în exterior, El e fericirea. Deci e simplu răspuns. Traumele copilăriei îți influențează viața de altul dacă nu te vindeci în interior. Cum și de unde primești vindecarea? Din munca cu tine, din mâna lui Dumnezeu. Marele vindecător al interiorului nostru, că ne tot place să interiorizăm de la o vreme, e Iisus. Fără Hristos nu e, mă rog, Tată, Fiul și Duh Sfânt, dacă vezi, de la Dumnezeu, care lucrează prin Duhul Sfânt în interiorul nostru. În fond e singurul laparoscop care poate intra pe suflet. Restul intră pe ficat, nimic. Ne operăm de toate, numai de suflet nu putem. Cum ajungi să te ierți pe tine însuși și pe ceilalți? Păi trebuie să încep de undeva. Vă recomand să începeți cu dumneavoastră. Un om care s-a împăcat cu sine se poate împăca ușor și cu ceilalți. Cum învăț să iert? Cu greutate. E cea mai grea școală. Și când ți se pare că ai iertat, atunci dai cu muci în fasole. Fasole e de post. Atunci dai cu muci în fasole. Da?
Pentru că nici noi, omul e într-o progresie permanentă, nu poate înțepeni într-un om. Auziți pe câte unii, eu sunt mântuit, pă, bune, ai luat trenul nimerit, biletul corect. Păi fii serios. De ce ne limităm când Dumnezeu este infinit? Avem carne. Dacă vă dezlimitați, e nașpa. Dacă viermișorii așa, noi când ne dezlimităm cât un viermișor e la vecină. Groapa lateral, dreapta, jos. Nu, suntem limitați pentru că trăim în trupul vieții acestea. Slavă Domnului! Vă dați seama cum am arătat toți ca niște borhoturi umblătoare așa, deslimitându-ne. Doar aici ne putem dezlimita. Partea din noi care poate gândi nelimitat. Cea care a salvat Aiudul, Piteștiul, Râmnicul Sărat, canalul de aici. Gherla. Cei care s-au salvat au fost aici, erau nelimitați. Dovadă, au ieșit știri în latină, franceză, engleză, greacă. Noi facem studii, ne chinuim, acum au inventat ăștia aparate de învățat repede limba engleză. Ei învățau acolo ca să nu moară. Își făceau exerciții în minții pentru ca sufletul lor să nu se îmbolnăvească. Cum este privită educația financiară din perspectiva bisericii? Cu binecuvântare. Grijă mare că cel mai mare finanțist pe care stăm în biserică, știm în biserică e băiatul cu punga. Din perspectiva cine e cel de taină. Cine ține punga se supără pe cei care cheltuie pentru binele celorlalți. Atenție! Dacă educația financiară este cum să-i fraierești pe oameni ca să le iei banii, nu. E nici educație, nici financiară. În rest, biserica te învață să fii cumpănit. De 2000 de ani, între poruncile bisericii, sunt o grămadă de ele, inclusiv aia cu mormântarea unei aproape. E educație financiară, să știți. Biserica te învață să nu calci pe cadavrul nimănui pentru a ajunge mai departe. Te învață că nu e bine să iei împrumut lucruri pe care nu le poți acoperi cu propria virtute și cu propria ta muncă. Doar avem pilde în Evanghelie. Iar când iei, să nu îngropi. Că cel care ți-a dat își cere înmiit. Deschideți ochii pe Evanghelie. Asta e ceea ce zice biserica. Și fie vorba între noi, îmi pare foarte rău să le spun, marilor experți în educație financiară, cel mai mare monument de educație financiară pe care biserica l-a ridicat, e și aici, în mare parte. E aici, în mare parte. Îl vedeți, locuiți într-un monument de educație financiară. Dar mai avem și mai încolo catedrala aia micuță de a iritat pe toți, în care au văzut numai finanțele, nu și educația financiară a bisericii. Să nu furi e parte integrantă a educației financiare. Copil fiind crescut în biserică, am auzit vorbindu-se mult de sărăcie. Mai mult de sărăcie decât de bogăție. Biserica vorbește de sărăcire de bunăvoie. Nu de sărăcie. Dovadă că dă de mâncare săracilor nu vorbește cu ei. Iubiți săraci din cartierul nostru, astăzi facem o conferință despre umplerea burții. Vă rugăm, poftiți în vagoane. La prima stație vom vorbi despre gustul bun al fasolei din ciorba cu ciolană. Vă rugăm să deschideți gurița, simțiți, brav, nu face așa ceva. Biserica Flămândului dă să mânce, semn că are de unde. Când are de unde, când are. Dar banii schimbă, zice, chiar așa de mult schimbă, te schimbă dacă ai bani. Când o să aveți bani cu adevărat, veți vedea. N-am văzut nici bogat, nici sărac care neatent la Hristos o ducă bine. Punct. Săracul din lene, tot sărac rămâne. Dar bogatul din lene, știți că noi avem bogați din lene. Ăștia cu moșteniri. Care habar nu au pe ce lume trăiesc. Dar e bogat. Să-i vedeți, nu sunt ăsta să pună bani lângă bani. Ești doar să cheltuie, nu să dărânească, nu să primească. Fiți cu minte. Biserica nu e în favoarea sărăciei, ci sărăcirii de bunăvoie. De unde știu că planurile mele în această viață sunt și planurile Dumnezeu cu mine? Nu știu. Eu, când jucam noi aia cu pascunsele, așa, scriam cifrele, nu? Nu-i țuma pe țărora și pe munți biserica. E pe șoptite, e pe cifre, e pe tăcute. Noi nu știm mare lucru. Știți de ce nu știm care e planul lui Dumnezeu? Că nici măcar nu le întrebăm. Ne credem că noi ne ținem cheia propriei noastre vieți. Și cum să fac eu să am mai multă încredere în mine ca să-mi făptuiesc ce am în minte? Ferească Dumnezeu să înfăptuie tot ce avem în minte. Ferească! Uitați-vă la primarii noștri. Ce au ei în minte și ce înfăptuiesc, e liniștitor.
Deci, încercați să vă puneți mintea lipită de Dumnezeu, ca o bulinuță de aia de la școală. Lăsați-o acolo lipită de Dumnezeu și când Dumnezeu vrea să deschid toate porțile în mintea noastră. Munciți corect. De ce este considerat păcat cei care joacă în horă ca sub afurisenii despărțirea de, și de biserica, de biserica ortodoxă? Cei care joacă în horă acum cred că sunt artiștii populari. Noi nu mai jucăm în horă de mult, noi ascultăm manele. Cred că trebuie să schimbăm canonul la un moment dat. Nu, asta arată că cine se zbânțuie nu are sufletul liniștit. Și așa e. E limpede. Cine se zbânțuie nu are sufletul liniștit. Asta nu înseamnă că cine se zbânțuie și are sufletul liniștit nu poate să se zbânțuie. Poate. Care sunt cei mai mari jucători de horă din biserică? Pochii. Isaia dănțuiește. Dansăm la botez, dansăm... Să știți că și la mormântare se dansa, dar nu mai ținem noi minte. Hora este, până la urmă, un joc de... un joc popular care a început să dispară de la noi. Noi jucăm singuri acum. Ne-am cam însingurat. Da? Nici măcar nu mai jucăm fecioarească, că nu mai avem de unde. Dar, în principiu, e clar că asta este o poziție, nu te zbânțui. Deci asta să atragem copiii în biserică, uite așa, nezbânțuindu-ne. Știți că s-a putea o nezbânțuită exact pe peisajul care nu se mișcă să fie cel care îi atrage pe oameni. Au femeile voie să intre în biserică când sunt la menstruație? Dar cine vă oprește? A făcut părintele cabinet ginecologic la intrarea voastră? Ține de dumneavoastră, de igienă proprie. Dacă da, ce ar trebui sau nu ar trebui să facă? Să nu vă împărtășiți în primul rând, dar răstați cu minte. Pupați mai puțin din coanele, oricum femeile stau mai în spate și n-aș pupa ala din dreapta de la ala m-aș abține. Da? Pâruiașul la roșu. Nu, eu zic ca să fiți cuminți, trebuie să știi exact ca orice fel de lucru de care, până la urmă, toată lumea spune, Corinte, nu-i mai încurajați că femeia, dar nu zic femeile că sunt bolnave la menstruație. Nu e adevărat, femeile sunt maternale la menstruație. Prin asta dovedesc că pot fi mame. Dar mă rog, cred că noi avem o mentalitate, oarecum, cum noi suntem prima generație de la oraș, deși nu părem, probabil că păstrăm o parte din lucrurile acestea cu fermitate, ceea ce nu-i foarte rău, ceea ce nu-i rău, e ok. Vă rog să nu intrați cu câini în biserică, cu tot respectul, da? Că mai nou se practică. Dacă vă cumpărați scorpioni, nu aduceți borcanul cu scorpion la biserică, da? Și dacă se poate, dacă se poate, când vă cumpărați primul elefant sau tigru, lăsați-mă un pic mai departe de comunități. Acum e cu cormorani. Cu cormorani, grijă cu cormorani. Eu am un puști care vine cu ariciu la biserică. Râd de morți, le vezi pe... Zic, Doamnă, lăsați ariciul în pace. E sub protecție divină. Cum primim? Da, Doamne, ariciul ăla care purta mere Sfântului Gherasim. Deci fiți cu minți. Sunt lucruri care se fac și lucruri care nu se fac. Că eu mă întreb un bărbat care a băut până noapte la 3 și a borât pe la toate chefurile și vine la 12 să fie naș la comunie, e mai primit decât o femeie la menstruație? Nu e. Deci fiți cu minte. Sau faptul cu mireasa care vine și de emoție o podidită. Păi ce fac? O doua face, draga, vine popa, îi face certificat. Vii pește o lună când îți trece buba. Păi, da. Nu. Biserica e drumul, mai luați după proști. Stați cu minți și ascultați bine biserica, nu bisericașii. Că așa e o chestie. Deci este bine să punem mai multe, deci este bine să punem mai multe în nume copilului. Nu e bine să puneți mai multe nume. N-a zis nimeni asta. Și oricum nu Roberto, Gepetto, Alejandro, George, Cârnăț. Da? Deci puneți nume decente, dacă se poate destul. Nu, nu se pun mai multe nume copilului. În Ardeal era obicei să se pună nume latinizate, doar pentru a nu fi traduși în limba democrației de la Budapesta. Acum, tot în Ardeal a apărut și ideea de a pune câte două nume copiilor, iar în familiile astea supra bogate din perioada interbelică, se puneau chiar câte 3-4, că deja a apărut se moda cu 3-4 nași. Dacă avea 12 nași, ce Dumnezeu se făcea? Că e regiuni în țară, unde se pun și 12 nași. Nu, e un naș, un nume, un Dumnezeu. Este o întrebare din biserică, prin ce? Care sunteți întrebat cum trebuie să se poarte un om, o persoană, cu părinții socrii, cu mama soacră și cu tatăl socru. E o întrebare din biserică. Păi ca și cu proprii părinți. Da. Că și părinții noștri ne mai greșesc câteodată. Da? Mai ales cu soacra. Da, mai ales cu soacra. Dintre știe. Da? Veniți-vă la Petru, cum s-a purtat cu soacra lui pe mama. M-a dus la Hristos să o vindece.
Da? Deci există lucruri pe care trebuie să le facem în virtutea filiației tale, în fond, și la urmă urmei, ce au avut mai bun ți-au dat. De bărbat sau de nevastă. De aici începe realitatea. Problema e ce faci când ești soacră cu ginerele și cu nora. Aici e problema, că se cere celui matur să învețe cum se poartă cu cel tânăr, nu celui tânăr cu cel bătrân. Dar asta intrăm într-o discuție. O să scriem un tratat de teologie a soacrelor, neapărat, să vedeți ce este în țară. Asta ne mai lipsește. Dar eu personal, cred că nici n-am voie să spun, nu i-am spus tatălui meu socru, tată, socru, niciodată. Iar soacrei mele, niciodată soacră. I-am asumat ca pe părinții mei. Și cu asta am încheiat discuția. Serios. Uneori mi-e teamă că sunt neatent la ei pentru că e prea mult de lucru, dar avem și soacre bisericești, să știți. Avem la soacre bisericești, ferească Dumnezeu. Hectare. De alea mă tem cel mai tare. Dar așa acolo, cu răbdare, cu îngăduință. Dar în ce mă privește, exercițiul meu personal a fost să nu spun niciodată și să nu construiesc niciodată un astfel de sistem de gândire. Și îndemn pe tineri, oricât de mare ar fi diferența socială, diferența de mentalitate, pașii să-i facă ei primii să fie în întâmpinarea lor, totuși, unii sunt mai bătrâni decât alții și bătrânii chiar au nevoie de sprijin. Ce să aleg între serviciu în București și cele duhovnicești sau părintele bolnav de la țară? Nu mă puneți în situația să aleg un lucru dumneavoastră. Rugați-vă și aflați. Vă atrag atenția că părinții bolnavi de la țară nu se mai puteți suna prin roaming, deci sunați-i pe bune acum. Cele duhovnicești se pot împlini și la serviciu. Nu mai dați vina pe biserică că vă ratați serviciile și că vă opticați la locul de muncă. Învățați când ajungeți la serviciu, primul lucru pe care îl faceți este să faceți o cruce mare, să vă binecuvinteze Dumnezeu activitatea, indiferent de domeniu. Și să nu vă mai ascundeți după biserică că nu vă convine serviciul. Bine. Dar nu ne cereți nouă să dăm soluții pentru sistemul de viață pe care îl aveți. Mai sunt aia care ne întreabă, vaccinăm sau nu vaccinăm copilul? Dar e problema ta, nu e problema mea. Gândește că ți-a dat Dumnezeu aceeași izomorfism cerebral ca mie. Deci sunt lucruri pe care trebuie să le asumați personal, nu poate. Că pe altceva ți-a zis părintele să mă lase și uite acum fac foamea lângă părintele bolnav. Nu? De ce lipsește din Biblie viața Domnului Iisus Hristos de la vârsta de 12 la 30 de ani? Pentru că nimeni n-a stat de mână cu el. Sunt semnale, ni se spune cam ce se întâmplă, dar nu de la 12 la 30, de la 12 la 30 mai avem câteva semnale. De la 0 la 12, adică după fuga din Egipt. Deci noi mai avem semnale că legate de Hristos, iar mai apoi pentru biserica noastră e o binecuvântare. Noi avem două surse de informare, ca orice informație. Toată lumea ne jură că avem, că ne informăm și din tradiție, dar toți ne spun că un jurnalist bun e un jurnalist care are minimum două surse de interpretare și dacă se poate al treilea e perfect. Noi, uite că avem două surse, Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, iar mai nou avem arheologia biblică care ne ajută în mod în plus să ne atragă atenția asupra valorilor respective, da? Cum arată un om smerit? 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 N-are o descriere. S-ar putea să vă și ducă în eroare, să pară un îngânfat și o să fie smerit. N-avem harometru. Dacă am avea un harometru, sau în filmele astea cu Spider-Man, când ne apar lor acolo, măsoară distanța, înălțimea, ați văzut că trebuie să inventez personaje ca să fac asta, nu? Un om smerit nu arată. Asta e taina lui. Vreau să închei spunându-vă o poveste. Am rămas foarte impresionat că a ajuns de curând pe câmpul păstorilor de la Betlehem. Cineva mi-a explicat ce e cu blândul păstor. Un miel pe umerii unui păstor pare simbolul smereniei Mântuitorului Hristos. De ce se face așa? Într-o turmă poți să ai câini de nădejde, măgar de nădejde, ăia da, alții nu. Capre, oi, câinele te ajută la capre, la oi te descurci singur dacă ești un păstor bun, pentru că oile cunosc glasul stăpânului lor. Dintre toate, capele cu miezii lor scapă mai ușor ca un GPS montat și nu calcă un străchin. Dar la oi, miei ca miei. Aleargă, zburdă. Noi ne și place să cântăm mai cu miei zburdă pe câmpii. Și se spune că un păstor responsabil ia mielul cel mai zăpăcit dintre toți, îi frânge piciorul, și îl pune pe umerii săi. Frântura aia de picior la un miel tânăr se vindecă.
Și faptul că îl poartă stăpânul după umeri, îl face pe miel să audă glasul stăpânului foarte aproape și să se obișnuiască cu mirosul lui și devine cel mai ascultător dintre toate animalele din turmă. Se întâmplă uneori, Hristos, să ne rupă piciorul. Dar o face ca să ne poată purta, nu ca să ne umilească și să ne scoată din viață. Fiți cu băgare de seamă la blândul păstor. Învățați de la el că este blând și smerit cu inima. Și căutați să nu trăiți un creștinism spectacular, că nu folosește nimănui. Creștinismul e frumos, e limpede, e luminos. Îndrăznesc să spun, e ca o seară ca cea pe care am parcurs-o împreună în seara aceasta. Am și zâmbit, am și înghițit noduri, ne-am și rugat, am și tăcut, ne-am și zmintit. Creștinismul este o formă de sminteală. Dar un lucru este cert. Când este Hristos cu noi, nimic nu ne poate sta împotrivă. Bine? Nu. Mereți cu pace. Mulțumim din suflet pentru ce zice Părinte Profesor. Nădăjdim că veți mai veni în mijlocul nostru. Ne mai rugăm, ne mai rugăm. Următoarele seri duhovnicești, de mâine în 3 săptămâni, în Duminica a 3-a Sfântului și Marelui Post, a Crucii, seara la orele 18, îl vom avea în mijlocul nostru din nou pe Părintele Profesor Universitar Dr. Gheorghe Holberg, de la Facultatea de Teologie de aici, din București, care ne va vorbi despre taina Crucii. Cu ajutorul lui Dumnezeu încercăm și nădăjdim că vom și reuși ca undeva în cursul lunii aprilie până la Sfântele Paști să-l avem în mijlocul nostru pe Părintele Profesor Universitar Dr. Ioan Chirilă, profesor la Facultatea de Teologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. După aceea va veni la un moment dat și Părintele Profesor Stelian Tofană, tot de la Cluj, de fapt va reveni că a mai fost în mijlocul nostru, iar în luna mai, alaltăieri am primit confirmarea, îl vom avea cu ajutorul lui Dumnezeu în mijlocul nostru pe domnul profesor universitar doctor Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Și celelalte vă vom ține la curent pe parcurs cu nădejdea că Părintele Profesor Constantin Necula în seara aceasta s-a simțit bine în mijlocul nostru și ne-am bucurat, ne-am zidit sufletește și duhovnicește de cuvântul și prezența harismatică sau carismatică a Sfinției sale, reiterez recomandarea sau sugestia de a-L pomeni, de a ne ruga unii pentru alții, de a ne ruga și pentru Sfinția sa și de a ne ruga să-L mai avem, cum spuneam, și cu alte sfinte și binecuvântate prilejuri în mijlocul nostru. Eu trebuie să vă rog. Eu trebuie să vă rog să ne pomeniți și pentru că plecăm în echipă cu domnul Andrei Domnia de la Televizorul, că plecăm în misiune, surprise, vă spun unde, lăsați aparatele deschise bine, deci când veți putea, uitați-vă la ce urmează și mâine, dacă reușiți, înainte de a fugi la biserică, dați un ochi în emisiunea de pe TVR1, Bucuria Credinței, să vedeți mâine ce ediție am făcut. Am filmat, că e aici Părintele lângă mine și știu că înțelege ce zic. Am filmat izbăvirea, adică alungarea lui Adam în Rai, făcând comentariul Scripturii în memorialul de la Penitenciarul de la Pitești, pușcării de la Pitești. Următoarea, Duminica Ortodoxiei, am făcut-o la Mateiaș pe trepte și Duminica Sfântului Grigore Pahoma am făcut-o în biserica de la Mănăstirea Negru Vodă din Câmpul Mușcel. Nu vă spun ce urmează. Top secret. Doar să vă rugați pentru noi să putem să vă aducem acasă alt gând decât supărarea de în jur. Vă îmbrățesc să nu fiți supărați cu postul ăsta, bine? Nu fiți supărați, nu vă mai uitați la urâții ăștia care ne strică viețile. Bucurați-vă, citiți, zâmbiți, dormiți și treziți-vă bucuros de fiecare dată. Bine? Să rămână la mulțumesc! Noi vă mulțumim pentru că ați fost în seara aceasta la biserică, aici o să găsiți ziarul bisericii,
care a apărut din seara aceasta, în care găsim trecut programul din săptămâna viitoare. Mâine este Sfânta Liturghie de dimineață, iar după amiază încep denile la ora 18, denia iertării, mâine seara. Și apoi miercuri dimineața și vine dimineața liturghia, dar mai în Sfințire, iar după amiază avem și canonul din săptămâna prima postului, sărbătoare din Duplica Ortodoxiei, va fi sărbătoarea noastră a tuturor. Încă o dată mulțumesc Părintelui, dumneavoastră puteți să mai luați la un tătrat, rămâneți că Părintele, și vă rugăm să urmăriți pe site activitatea bisericii noastre, care biserica are un singur scop, să vă țină aproape de Hristos și de Sfântul Altar, de unde vine forța noastră de a merge mai departe și de unde primim toate darele cea bună și cu darul de sfârșit. Vă doresc o seară plăcută și un post binecuvântat, ușor și multe rezultate după mici. Și la ieșire cărțile părinților. La ieșire sunt cărțile părinților. That's it.